Care va fi primul lucru care se va întâmpla după liberalizare la cum te uiți tu așa la piața asta? Și s-a întâmplat tot timpul. Cresc prețul. Cresc? Imediat? Da, eu zic că imediat o să cresc prețul. Cam cât de mult? Un preț normal azi al energiei este undeva la vreo 400 de euro. Pe megavat? Pe megavat, da. La poartă. Vormim. adică transportat, adus la tine acasă. Nu... Hai să facem asta în lei, ca să ajutăm oamenii să zicem pe kilowat. Undeva la 2000 de lei. 2000 de lei megawattul. megawatt. Megawatt oră, da. asta de înseamnă 2 lei kilowatt. 2 lei kilowatt. Eu, părerea mea este că într-acolo se va duce prețul energiei la poarta consumatorului, la contor. Cu tot ce înseamnă accize, certificate verzi, cogenerare, transport, prețul energiei în sine. Salutare tuturor și bine m-am regăsit la ICDLCC, adică informații gratis despre lucru care costă, iar invitatul meu de astăzi este de acum un prieten care nu prea se aștepta el să ajungă aici în studio, nici nu-l trăgea inima prea tare, dar n-are scăpare. Acum, faptul că este sponsor la noi deja de mai mult de un an, nu l-a ajutat prea tare, pentru că la noi nu se poate intra pur și simplu pentru că sponsorizezi, așa că interviul de astăzi nu este sponsorizat, nici măcar n-a primit întrebările în avans și moare de curiozitate. Mor eu mai mult de curiozitate, însă, cât de mult o să reușesc să scot eu de la acest interviu cu Cornele șeful de la Darcom Energie, dacă ați văzut, pe parcursul ultimilor ani deja, facem tot felul de chestii împreună. El este invitatul de astăzi și sper eu să vă surprindă la fel de plăcut pe cât m-a surprins pe mine cu felul în care înțelege tot ceea ce înseamnă energii regenerabile și nu numai. Bine, Bine, bine te-am găsit, George. Mulțumesc pentru invitație. Știi că noi tot timpul discutam, aveam discuții pe la telefon sau când ne întâlneam și ne lungeam câte o jumătate de oră, o oră la discuții și băi, trebuie să ne întâlnim într-un podcast să discutăm chestiile astea. Uite că am venit, sunt super curios încotro să vă aduce discuția <laughs> Te tot întreb de două zile, băi, ce vorbim acolo și nu spui nimic. A, hai să vedem. Nu putem să facem favoritisme nici măcar cu prietenii. Nu e nicio problemă. Nu e? Bine, atunci, pe parcursul acestui interviu o să încerc să pun, să sintetizăm uh, în timpul pe care l-avem la dispoziție, cu greu am smuls uh, acest timp de la Cornel, care este un foarte ocupat și mă bucur pentru el, știu că merge bine business așa că dacă vreți și voi să sponsorizați, să vă meargă bine business poate ne <laughs> scrieți pe contact, .ro. dar nu despre asta e vorba, tu chiar și un am ocupat faci mulți kilometri și m-am gândit că cea mai bună soluție pentru a sintetiza toate clipurile alea multe în care noi vorbim de ani de zile deja pe case bune despre regenerabile, am putea să le punem într-un loc și să le oferim oamenilor un punct de plecare, dacă vor să treacă la regenerabile, de voie sau de nevoie. Că mă uitam aseară la televizor. Apropo. <laughs> apropo. La un interviu cu uh, ministrul energiei, care părea nu foarte încrezător în legătură cu 2025. Le spunem oamenilor ce se întâmplă pe 1 aprilie 2025. Din nou, chestia asta nu este o reclamă la business-ul lui Cornel. are deja destul business, nu de aia suntem aici, de angoat. Pentru cei care se uită la aceste interviu, Cornel nu are nevoie să vândă și mai mult, are destulă treabă. Pe, pe mine mă interesează să scot de la tine cum vezi tu piața, pentru că tu ai o vedere 360 a, a pieței de energie, a tot ceea ce înseamnă regenerabile, unde suntem și mai ales încotro trebuie să ne ducem, pentru că nu, nu, avem de ales. Și acum aș începe de la interviul ăsta, de seară pe care l-am văzut, și de aici peste asta construim după aia, da? Ok. Hai să începem. Deci, ai auzit ai discuția, de discuția De discuția cu ministrul energiei? N-am văzut tot interviul, am prins ceva frânturi din el. Dar Cam știi despre ce e vorba. Cam știu despre ce e vorba. În esență, ministrul energiei recunoaște că România nu mai poate amâna momentul și va liberaliza piața de energie din nou. Poate de data asta ne și iese la 1 aprilie 2025, care va fi primul lucru care se va întâmpla după liberalizare, la cum te uiți tu așa, la piața asta? Și s-a întâmplat tot timpul. Cresc prețurile. Cresc? Imediat? Da, eu zic că imediat o să crească prețurile. Cam cât de mult? Un preț normal, azi, al energiei, este undeva la vreo 400 de euro. Pe megavat? Pe megavat, da. La poartă vorbim, adică transportat, adus la tine acasă. Nu... Hai să facem asta în lei, ca să ajutăm oamenii să zicem pe kilovat. Undeva la 2000 de lei. 2000 de lei megavatul? megawatt oră, da. Deci adică asta înseamnă 2, 2 lei kilovatul. 2 lei kilovatul. Eu, părerea mea este că într-acolo se va duce prețul energiei la poarta consumatorului, la contor. Cu tot ce înseamnă accize, certificate verzi, cogenerare, transport prețul energiei în sine. 2 lei pe kilowatt față de între 0,68 și 1,213, nu? 1,213, cam așa este acum. Chiar mă uitam pe factura mea de acasă și sunt undeva pe la 1,3 lei pe kWh. Deci ne pregătim de aproape de o dublare a, la sigur. Domnul ministru a zis astăzi că se poate și triplare. Mie mi s-a părut o chestie de curaj să recunoască că se poate duce la, aproape la triplare, dacă este să ne uităm pe piață, ne uităm în urmă la o vară surprinzător de secetoasă, în care nu am avut destul la apă în hidrocentrale, istoric vorbind de energia din hidro este cea mai ieftină și atunci chestia asta ne-a forțat, am avut mai puțină energie și am avut mai puțină nea ieftină, pe de-o parte. Nici -a. -a, Și nici ne-a bătut vântul. Și a bătut vântul și norocul nostru a fost că noi avem un consum mic la nivel de țară. Cum adică avem un consum mic? Că în vara lui 2024 s-a vorbit despre riscul de blackout, adică de pană națională, din cauza consumului prea mare. Tu zici că e consumul prea mic? Noi consumăm undeva la 6.000 de megawati. Așa? Este un consum mic național față de alte țări europene. Noi, în continuare, reușim să ne facem mixul energetic intern. Ok, mai importăm în anumite perioade de timp o cantitate de. Sute de megavați. Dar uh, avem un consum mic. Pentru că la noi a dispărut industria. Industria grea. Industria grea, care aceea face diferența. Nu facem diferența noi acasă. Consumi 4 kW în loc de 3. Nu, nu acolo e diferența. Diferența este în industrie. Consider că a fost un noroc pentru noi chestia asta. Într-adevăr, am fost în risc de blackout pentru că nu avem producția descentralizată și trebuie să transportăm energia dintr-o parte în alta a țării da? prin niște rețele învechite. Ok. Am mai vorbit despre chestia asta, inclusiv cu Răzvan Niculescu, fostul ministru al energiei, și care îmi confirma chestia asta, că cea mai mare problemă este la rețele. Dar până ajungem la rețele, multă lume devine, de exemplu, pe prosumator, pe tot felul de alte chestii. Ne ducem toți după fentă, am impresia. Și tocmai de aceea aș vrea în primul rând să înțelegem care este situația, către ce ne ducem și după aceea să ce putem face fiecare în interesul nostru. Că până așteptăm noi să vină cineva de sus să ne repare, să ne facă rețelele, o să dureze, am auzit că sunt fonduri din PNRR, nu bag mâna în foc, că se va întâmpla prea curând. Ce mă interesează pe mine este așa, uitându-mă în față, hai să zicem că în sfârșit a plouat ieri. Cu, cu voi poate să umplu hidrocentralele la măcar toamna asta și o să începem să avem niște energie un pic mai ieftină dar o să scadă producția din fotovoltaice și ne avem o capacitate instalată în România de fotovoltaice echivalentă ca putere instalată cu cernavodă. E adevărat? Da. 1.800 de megawatts, dacă am văzut corect. Da. Așa. Problema cu fotovoltaicele astea e că nu funcționează noaptea. Nu funcționează noaptea, da. Mine mai sunt câteva mii pe hârtie în proiecte ori, proiecte pe private, ori proiecte prin diferite fonduri, gen PNRR. Cred că mai sunt la nivel de 4.000-5.000 de megawatts. Deci încă de două ori Cernavodă. Încă de două ori Cernavodă. Nu știm cât se vor implementa din ele. Mm -hmm. Sunt proiecte cu cofinanțare. E business plan. Depinde cum mai dă business plan în funcție de perioada în care îl faci. Okay. Dacă faci un business plan azi... Ai o socoteală, dacă faci un business plan peste șase luni în România, ar putea să ai altă socoteală. Mm -hmm. Chestia asta s-a întâmplat și în 2010 11 când a fost vorba cu certificatele verzi. Da. Când ți-ai făcut business planul astăzi, recuperarea investiția în sub 5 ani s-a schimbat ceva legislativ, te-ai dus cu recuperarea investiției la 9 ani. S-a cam dat faliment cu parcurile fotovoltaice în multe locuri. Da, cine nu a făcut o investiție calculată. Și s-au bazat pe acele sume, odată faliment. Așadar, suntem din nou într-un punct în care sunt bani pentru fotovoltaice, am putea să avem producție mult mai mare și, într-un fel, chestia asta ne-ar ajuta, mai ales în zilele cu producție. Practic, soarele câte soarele pe cer, avem și activitate economică, atâta câtă industrie mai este. Da. Ne-am filmat împreună la o fabrică care reușește să-și acopere consumul din propria producție, din ce am văzut, din aproape. fotovoltaice, aproape. Dar în același timp, ziua când e soarele pe cer, merge și aerul condiționat. Deci da. ar fi o variantă să ne acoperim vârfurile astea. Dar tu spui că există un risc ca investițiile astea care sunt pe hârtie să nu se întâmple, pentru că din ce aud încă o dată, de, pe, de la guvernanți este că avem nevoie ca până la liberalizare să dăm drumul cât mai repede la cât mai multe capacități de producție, adică să facem cât mai multă energie ca să crească oferta și, în precis, să scadă prețul. Că dacă e multă marfă, multă energie în piață, prețul ar trebui să scadă. Da, într-adevăr, eu am încurajat tot timpul autoconsum. Ok, sunt bune acele capacități de producție mari, să dezvolți parcuri de 20, de 30, de 50 de megavați, dar ele trebuie calculate foarte bine unde le instalezi, că s-ar putea să ajungi la aceeași problemă. Adică? Adică să transporti energia din acel parc. Din Paragan în București? În București, sau la Arad, sau nu știu. Ok. Zic? Da? Aici ar trebui un lucru foarte intens cu operatorii de distribuție, operatorii de rețele, care pot să dea inclusiv ținte. Avem nevoie de 200 de megavați aici. Sau avem nevoie de 30 aici. Sau avem nevoie de 50 de megavați o răstocare în această zonă. De nu există un astfel de plan? Uh, nu cred că există un astfel de plan. Sau dacă există, nu este public și nu este direcționat, nu știu, să vină și să-ți spună dacă instalezi aici, unde îmi trebuie mie, tu vei câștiga mai mulți bani sau ai o reducere la, sau te branșezi gratuit la rețea. Pentru că am nevoie că am o fabrică lângă. Exact, am o fabrică, e o zonă industrială, eu trebuie să deservesc aici. Ok. Da? Nu îți faci tu investiția unde vrei, într-un câmp, la 400 de kilometri distanță. Practic. De un plan de genul acestuia nu am auzit. Care să vină operatorul de rețea, să zică, că aici cine-mi instalează 10 MWh, 5 MW, -or, oricât o cifră, da? Planșarea gratuită de la noi. Încă o dată, pentru cei care uh, folosesc acest uh, interviu ca să înțeleagă un pic mai bine cum funcționează partea asta de fotovoltaice, noi vorbim despre, până nu vom introduce destul de multe baterii mari, pentru că este asta, trebuie să consumăm energia atunci când o producem și cu cât pui producția mai aproape de locul unde se consumă, cu atâta vei avea traseu mai scurt. Cu cât traseul mai scurt, e mai ieftin să faci traseul ăla și pierderea va fi mai mică. Corect. Că despre asta vorbim. Corect. Ok. Deci ne-ar trebui așadar un plan în care să cam știm ce și unde ne trebuie, pentru că altfel ne apucăm toți să ne punem aiurea și riscăm să dăm de belele. Da. Cum este, spre exemplu, la mine în Corbeanca, unde eu când mi-am pus eu, eu știam că sunt pe un fel de capăt de rețea și dacă eu produc acolo, o să fie bine. Dar după aia ne-am trezit că ridicam tensiunea pe o fază și niciodată nu este foarte clar ce se întâmplă pe rețelele astea. Dacă nu faci un plan foarte bun sau nu ai informații de la operator de rețea, cum de altfel tu ai avut, vezi că ești primul la transformator, da? primul legat din transformator, ești foarte aproape de transformator și tu vei avea tensiunea tot timpul ridicată aici. De ce? pentru că noi trebuie să o setăm în așa fel încât la capăt de linie să avem o tensiune corectă și să ne încadrăm în acea marge de 15%. Tu când vei produce acolo lângă transformator, automat vei ridica tensiunea și mai mult pe rețea. Iar și este <sus> încă o chestie pe care oamenii trebuie să înțeleagă. Curentul circulă exact ca apa pe furtune. Într-un exact. fel. Exact. Cu cât ești mai aproape de robinet, cu atât o să ai tensiune mai mare, adică presiune mai mare la apă, cu cât să duce mai departe, cu atât presiunea scade, adică și tensiunea și uh, operatorul trebuie să ridice direct din transformator suficient de sus astfel încât ultimul de la capăt să aibă și el tensiune, adică presiune. Corect. Și atunci chestia asta riscă să pună probleme în condițiile în care cu toții ne dorim mai nou fotovoltaice că s-au ieftinit. Unul din motivele principale pentru care ești aici este că dincolo de contextul ăsta în care noi vorbim că avem nevoie de mai multă energie, că o să vină facturile alea mari este că, slavă Domnului, după ani și ani de zile în care am vorbit despre cheltuieli mari de tot, care speriau pe oricine, în sfârșit fotovoltaicele s-au mai ieftinit. Însă nu știu, o să ajungem și la costuri de instalare la fotovoltaice, nu știu dacă doar fotovoltaicele ne pot salva, pentru că încă o dată am stabilit că funcționează doar ziua. Da. Este vorba de un întreg ecosistem pe care trebuie să-l instalezi. Vorbeam și în anii trecuți Fotovoltaicile vor deveni o normalitate. În special la locuințe, la case individuale sau, mă rog, cum vor fi ele, la bloc mai durează. Dar uh, vor deveni o normalitate. Nu mai, nu să-ți mai pui întrebarea dacă îți pui și întrebarea va fi cât îți pui. Mm -hmm. eu, cred uh, că o să, eu cred că o să depășim și întrebarea asta. O să spui pui cât în cap. De ce n-ai pune? Eu nu văd așa. Te rog. Îți pui cât îți trebuie. Okay. Nu cât în cât încape. Pentru că ținta ta, ca și prosumator, persoană fizică sau juridică, nu este să faci business din treaba asta. De ce? să să faci bani? Vreau ca asta să se producă. Da, dar produce. Pe... Adică, businessul va fi economia pe care tu o faci. Nu că vei incasa niște bani pe energia respectivă. Nu ar trebui să-mi doresc asta? Uh, tu poți să-ți dorești, dar uh, cu siguranță în anii următori nu se va întâmpla. De ce? Asta este normalitatea, inclusiv în Europa. Produci cât îți trebuie. Dacă nu, eu consider că este altă categorie. Te duci în producătorul de energie, da? Și acolo ai un venit din producția de energie. Se vorbea lunile trecute de acei prosumatori corecți și prosumatori incorecți. Cred că, de fapt, aici se dorea să aduce discuția că, că tu ai un loc de consum. Vorbim de un B2B, un business. Ai un loc de consum unde ție ți-ar trebui să fii net zero pe un an calendaristic 30 de kW, 50 de kW. Dar tu acolo ai un branșament de 400 că așa ți l-ai făcut tu sau că așa l-ai moștenit cu locul. Și îmi pun 400. Așa. Tu, practic, nu vei consuma niciodată energia produsă și introdusă în rețea livrată. Baxuri plus o rețea și iau niște bani. Da, foarte bine. E niște bani. Te mai numești prosumator sau te numești producător de energie? Păi ideea e, zice, prosumator, că ești și producător și consumator, doi în unu. Adică, stau și mă gândesc că la câte acoperișuri sunt în țara asta, dacă am pune pe toate fotovolta Aici, poate mai scăpăm de prețurile astea mari. Poate și ca în Germania să avem prețuri care se tindă spre zero sau chiar negative și să putem să începem să ne gândim din nou la industrie. Păi, da, da, atunci când va fi prețul negativ la energie, prosumatorul va suferi. Va okay. fi și la el negativ. Și am okay. trecut pe o schemă de, de genul acesta lunile trecute la producătorii de energie din fotovoltaici. S-a întâmplat asta? Da, unde au introdus, au livrat energie în rețea cu minus. 16.000 de lei, să ne înțelegem. Pe megawatt. Pe megavată. Faptul că băgai energie rețea rețea, erai penalizat. Cu 16.000 de lei pe megavat E energie ieftină. Păi de ce nu exportăm în momentul ăla? Uh, nu știu ce formulă au ales cei de la Trans, încât nu s-a exportat și s-a importat în acel moment. Pentru că eu cred fost că, că la cât de multă energie din electrică e necesară, peste tot în Europa, toată regiunea noastră are probleme. Da, corect. Da? Și grecii se plâng de faptul că avem interconectare proastă și ungurii. Toată zona asta de estul Europei are o problemă de interconectare la energie cu restul Europei. Sunt de acord. Da. Și atunci, dacă mai rezolvăm un pic partea asta de interconectare, când sunt nori pe Ungare, le dăm noi, că de poate e soare aici sau invers. Și ajungem chiar și într-o zi cu soare, când toate fotovoltaicele sunt pornite, să putem băga energia suplimentară acolo. Sau mai pot gândi la scenarii mult mai creative, în care atunci când energia devine exagerat de ieftină sau cei care bagă prea multă energie ajung să fie penalizați, cineva să vină să zică: Hai că iau eu energie gratis și pompezi niște apă într-un într lac de acumulare. Foarte bun scenariu tău. Sunt orientat pe business aici. Dar trebuie să știi toate informațiile, trebuie să ai monitorizare pe tot ce înseamnă rețele și să fie la dispoziția tuturor. Păi și nu e transparent la noi? Semi-transparent. Spovesteam, nu știu, acum două luni stăteam de vorbă și îți de Suedia. Unde în Suedia, la ei prețul de achiziție și de vânzare al energiei era același și era stabilit orar. Și îl vedeai pentru mâine, da? cu cât poți să cumperi energia sau să vinzi. Tu, ca și să zicem, la noi consumator, adică consumator, caznic sau business. Și în funcție de aceste prețuri, tu puteai să-ți faci... O curba, strategie. Strategia ta de consum pentru mâine. Ce înseamnă asta? Pf, o educație extraordinar de mare și o echilibrare a rețelei pe care o dai în mâna populației și a oamenilor de business. Adică le spui oamenilor mâine la 12, energia o să fie un cent... Da. Dar vezi că la ora 6 seara când apune o să fie 3 cenți. Ce ți spuneți acest lucru? Că e mai rentabil pentru mine să nu injectez la amiază, să-mi bag energia poate într-o baterie și să-l o dau seara. Sau și din diferența avem, aia deja e business. Sau că noi când vindem energia cu un cent, avem surplus de energie și când vindem energia cu 3 cenți, avem deficit de energie pe rețele. Din prognozele noastre și atunci, ce creăm noi? Păi, creăm consum atunci când avem exces. Da? Și creăm uh, economie când avem deficit de energie. Mm -hmm. Da? Și rețelele se echilibrează singure. De. Știu un caz, o persoană fizică și-a instalat într-un apartament un invertor de 5 kW cu o capacitate de stocare de 10 kWh. Adică și-a pus un invertor și o baterie în casă. Un invertor și o baterie. În apartament. Acolo nu trebuie, adică nu ești, în legat, Swetia? da, nu ești legat de uh, faptul că ai fotovoltaice sau nu. E by default treaba cu vânzarea și cumpărarea de energie. Oricine poate să facă asta. cine poate să asta. Paranteză, până tocmai ce am aflat de chestia asta și în Germania acum, și acolo poți face asta. La bloc poți fi chiriaș. Până la un anumit... Până la o anumită putere instalată poți da. să faci lucrurile acestea. Și el practic ajuta la echilibrarea rețelei, făcând acest trade. Dar de ce ar face chestia asta cineva? De ce și-ar pune cineva la apartamentul lui o baterie de 10 kW și un invertor ca să facă ce? Odată, economie pentru consumul lui propriu. Cum face economie? Păi își încarcă bateria când e un cent. Ok. Da? Și descarcă bateria în consumul lui când e 3 cenți. Bine, eu am zis niște prețuri ca să da. vă dau oamenii da, să vă da, da, un raport. Da. Avem un raport aici cu toate că eu m-am uitat pe niște grafici acolo și erau diferențe de 25x. De 25 de ori? De 25 de ori între anumite paliere orare. Ma. Faci la cripto păi de e 25? Faci la cripto de 25? Nu faci. <laughs> nu mai faci la criptă nici cât faci pe Nvidia acum. Bun. Deci e, asta cu energia deci. e, e șmecherie. E business și o treabă foarte tare dacă dacă am avea informația asta. Revenim la IG de LCC, îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, Darcom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și îi recomandăm. Acolo vorbim de o persoană care avea o putere instalată în invertor de 5 kW cu 10 kWh stocare. Deci el, practic, putea să facă, într-un sens sau altul, două ore acest, să zic, acest exercițiu. Nevoie da? să traduc eu, că aici îi luăm pe oameni de la zero. Invertorul este cel care ia curentul din rețea sau îl împinge înapoi în rețea. Este, practic, punctul de trecere, da? E robinetul. Da. Robinetul este limitat la 5 kW da. în ambele sensuri. Da. Și bateria are capacitate de 10 kWh. Asta înseamnă că o poți încărca complet în două ore, teoretic, și o poți descărca, teoretic, tot așa, în două ore, pentru că asta e limita. Poți să bagi cu 5, dar ea poate să țină 10 Exact. Acum gândește-te, dacă ai la nivel național descentralizat, chestia cu descentralizatul este foarte importantă. Mii de astfel de sisteme. Mii. Uh -huh. Și avem noi 100 spre 200.000 de prosumatori, uh -huh. da? Ce ar însemna să, să ai un 10 kWh la fiecare prosumator care să facă schema asta? Deci tu zici că e mai șmecherie să am baterii decât fotovoltaice? La noi nu, că nu avem legislația. Dar în teorie? Da. Mamă, ce tare! Cum ar ajuta treaba asta sistemul? Adică ar mai fi fluctuații de tensiune la tine pe stradă, ziua, în amiază, când toți produc și energia foarte ieftină, tu vei da drumul să încarci bateriile tale. Uh -huh. Și atunci, automat, tu. Uh, Cobor tensiunea cobori pentru tensiunea. că ei din țeava exact. aia de curent exact. tragi tu din ea și îi scazi exact. tensiunea. Tragi de la vecinul care deja și-a încărcat bateria și el spune nu mai pot să mai încarc, dau surplusul în rețea. Am terminat de încălzit și boilerul. Am spălat și rufele, aia le-am și uscat, gata, nu mai am ce să mai optimizez în casă. Am sudat, am dat cu flexul. Tot. Să zici că la sudat și dat cu flexul trebuie să fie acolo. Da, Dar corect. Ce dădeam eu exemplu mai devreme, poți să automatizezi. Deja. Să nu fie acasă corect. Sunt când toate cat... smart Sunt, Suntem acum. la treabă când bate soarele, da, mulți dintre noi. Da, și sunt toate smart acum. Ai aplicațiile, interconectezi între ele, home app. Vorbind de chestia asta de 20 de ani acum, în sfârșit, de aici. Da, reușim să echilibrăm cât de cât rețeaua, și să nu mai avem probleme și să nu mai avem problema aia de transport, energia de aici, 400 km mai departe. Și să că dacă te uiți pe consumurile, nu, nu, vorbesc acum de consumurile industriale, dacă te uiți pe consumurile rezidențiale, băi, nu sunt mari. Nu. Adică dacă te uiți la o casă, vezi un kilovat și ceva, doi, și în condițiile astea sunt probleme acolo. Exact. Deci pe o stradă cu 30 de case, care consumă fiecare 1, 2, 3, 5 kW sunt probleme. Mă tot întorc la ce mi-a spus într-un interviu Ciprian Cherciu, care și el este pasionat de energie și urmărește toată industria asta. Și mi-a zis o chestie care mi-a rămas în cap. Zice, noi suferim de sărăcie energetică. Exact ce zici tu, românii consumă 1, 2, 3 kW pe o stradă în 30 de case, nu e așa mult, sunt 60 de kW. Și mă gândeam, noi am rămas cu mentalitatea aia veche, dinainte de Revoluție, că aveam doar niște becuri și un frigider și un televizor. Când, de fapt, noi suntem în sărăcie energetică față de țările civilizate care fac mult mai multe chestii cu energia aia. Dacă am avea mai multă energie și ar fi suficient de ieftină, am prinde curajul de a face mai multe lucruri cu energia. Da, corect. Adică, ce am putea face, spre exemplu, să Dă dăm un chieful mai mare sau nu știu? <laughs> Crești confortul? Crești confortul, în primul rând, da. ok? Adică poți controla mai bine temperaturile? Controlezi temperatura în casă, ai irigații, dai drumul la irigații în timpul zilei, unde poți. Da? Îți programezi mașinile de spălat, foarte mulți oameni bagă la spălat la patru zile. Da? Poți să speli mai des? Poți să speli mai des. Sunt o grămadă de lucruri. Introduci confort și calitatea vieții. Exact. Și introduci implicit și sănătate. Dacă poți face toate lucrurile astea. Faci tranziția de la gaz la electric în bucătărie Ma, cu o diferență este. mare enormă. enormă cu o diferență mare, foarte mare ca și consum și ai o sursă de producț, de producere a energiei respective dacă tu stai cu aragazul conectat la gaz depinzi de țeava aia tot timpul că da. dacă e gaz pe țeavă și la ce preț o fi aia e Nu ai altă sursă da, dar o chestie care ne scapă este că gazele alea nu vin din perete, e ca la apă, la apa potabilă și la curent. Oamenii și imaginează, acum o să folosesc o metaforă, o să forțez un pic metafora asta, cei care ne urmăresc nu sunt proști. Dar ca să, ca să, ducă ideea asta până la capăt, eu, eu trăiesc așa cu impresia că mulți oameni au iluzia, curentul, apa și gazele ies din perete. De fapt, ele vin de la distanțe foarte mari. Da, corect. Și de cele mai multe ori, nu vin la calitatea pe care toți imaginezi că e acolo. Faptul că scrie pe priză 230V nu înseamnă că atât ai tensiune acolo. De foarte multe ori curentul care îți vine la priză e de proastă calitate și îți strică ce ai prin casă. Nu vine la prețul pe care tu crezi că ăla o să fie pentru că în realitate o să ajungem la discuția despre schema de compensare. Faptul că prețurile sunt plafonate asta nu înseamnă că nu, nu plătim noi toți diferența față de prețurile alea reale de pe piața de energie că nu putem noi în România să dictăm prețurile. N-ai cum, suntem într-o economie conectată. Și la fel la apă. E aceeași poveste. Faptul că ai deschis robinetul și scurge apa, băi, e o minune tehnologică ce în spate. Da. Să da. aduci apa de la distanțele de unde vine. Da. Să -o, o filtrezi, să o pompezi, să te asiguri că nu ai otrăvuri pe ea, că nu te îmbolnăvești de la ce vine pe țeava aia și să o bei și să fie bună pentru tine. E fantastic. Eu am rămas foarte plăcut surprins. Puțină lume știe, pe exemplu, că în Viena, spre exemplu, sau în Berlin, apa de la robinet este apă plată. La fel în București. Apa de la robinet din București este apă de băut, de aici e potabilă. Și ar trebui, să bem, ar trebui să putem să bem mai multă apă potabilă. Ar trebui ca și gazul la care ne vine să fie de bună calitate atunci când îl folosim. La fel și electricitatea. Nu știu, noi așa am crescut că trebuie să luăm aceste lucruri by default, avem drepturi pe ele și costă mai nimic. Exact. Asta e cheia. Că da. sunt acolo, ies din perete și sunt ieftine că se ocupă statul. Corect. Mi-aduc aminte, eram foarte mic. Era un, în anii 90. Și am fost în Germania cu tata, la niște prieteni, și am stat la ei acasă. Dimineața, la baie, da? te speli pe dinți. Și mergea apa. Și te spălai pe dinți. Bate prietenul la ușă și ce faci? Spăl pe dinți. Oprește apa. De ce? Oprește apa, costă. Costă apa. <laughs> pentru că la noi venea proastă da. sau nu venea, dar era ieftin. Da. Nu costă. 90, costa apa la noi? Nu costa. Nu. Și de acolo venim noi. Băi, e for granted. Ok. Multă lume tânjește după vremurile alea în care nu-ți păsa cât costă pentru că era atât de ieftin. Fără să știe care era costul real în spate faptul că avea calitate proastă, că nu venea tot timpul, nu, nu era reliable, nu era, nu era ceva pe care să te poți baza întotdeauna. Sau chiar dacă te puteai baza, undeva cineva plătea costul ăsta. Noi toți. Până la urmă este sănătos într-o democrație, în capitalism, în libertatea asta, post-revoluție, post-comunism, să ne uităm așa la toate chestiile astea, la toate utilitățile astea, cu atât de multă responsabilitate, multă lume să-și bată capul și cu asta. Toți avem destule probleme. De ce să-mi bat eu capul cum vine curentul, de unde vine apa și gazele. Păi dacă nu-ți bați capul, plătești. E simplu. Până înainte nu plăteam. Păi nu plăteai, dar s-a schimbat. Trebuie să plătești. Am vrut toate astea. Toate au o notă de plată. Măcar aici e transparentă. A. 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 Cred că transparentă e prin alte locuri. și Cred că ai vorbit cu Cristian Onețiu prin Dubai, totul se plătește. În America la fel. Adică nu e nimic gratis. Chiar stăteam de vorbă cu un prieten zilele trecute, în clasa 1, când trimis copilul la școală, în clasa întâi vine factura. Da, și școlarizare un an, 30.000 de dolari, reducere stat, 30.000 de dolari. Te obișnuiește de atunci cât costă. Adică arată. Vezi că noi, da? Am investit în tine anul ăsta 30.000 de dolari. Să nu uiți. Din fi... factorile, chiar dacă sunt pe zero. Da, la noi e gratis dacă te duci copilul în prima zi de școală, îți dă listă cu ce te să cumperi. Pe păi parcă era dreptul la educație garantat de Constituție și educația este gratuită până la liceu, pa chiar și în facultate. Da, dar oare dacă am vedea factura, așa, chiar dacă este pe zero, să vezi prima linie, școlarizare, clasa 1, nu știu, 10.000 de lei, reducere stat, 10.000 de lei, total 0. Oare am conștientiza altfel lucrurile? Pentru că totul are un cost. Da. Hai să ne întoarcem la energie, că aici da. e bucata ta de competență. Și de-aia suntem aici. Așadar, cu atât este un episod în care încerc să așez un pic precondițiile pentru discuția asta și ca să înțelegeți de ce sunt eu atât de interesat de subiectul energiei pe care pedalez de atâția ani. Pentru că eu consider că să poți să-ți produci propria ta energie, indiferent de situație, este o formă de siguranță pentru tine și familia ta, dar este și o formă de libertate. A, ah, corect. Și suntem în punctul în care, în 2024, putem să spunem că nu a mai fost, nu a fost niciodată atât de ieftin să-ți produci propria energie. Corect. Este, prețul este la un minim istoric. De Costul când, de instalare cost... este la minim istoric. Da. De când mă ocup eu de fotovoltaice și fac asta din 2010, mai jos de atât nu a fost niciodată. Cât era în 2010 costul de instalare la fotovoltaice? 2500? 2000? 2000 de euro pe kilowatt. Deci plăteai câte 2000 de euro la fiecare un kilowatt instalat. Da. Adică puneai 3 panouri 2500, da? 3 panouri și un invertor da. Era 2000 de euro. Da. Aceeași chestie anul ăsta? 500, 600. Deci a coborât de 3-4 ori. Da. În 14 ani. În acea perioadă au fost prețuri și de 3600. Mi-aduc aminte. Deci pf, era... Și de asta unele business în producția de energie au dat faliment. Pentru că a fost un hype atât de mare încât s-au făcut parcuri cu 3600 de euro pe kilowatt. Recuperarea investiției în acele parcuri mergea doar dacă se păstra acea schemă. Mm. Și a se certificată la prețul de 55 de euro, atunci face recuperarea investiției. Așadar, suntem în 2024 când înregistrăm chestia asta și costul pe kilovatul instalat se duce, iată, spre uh, 600 de euro. Da, 600. Da. În funcție și de uh, puterea instalată, dar. Depinde cât de mare este acolo, instalația ta. Da. Da. Însă, asta este costul total. Dacă este să vorbim efectiv de panouri fotovolte, aici, acolo, prețurile sunt alucinant de mici. Corect. Adică avem discuții de genul... Dar zic eu după aia. Ai zis tu cam, unde suntem cu prețurile la, la fotovoltaice? Momentul de față undeva la un 14 cenți pe vat. Pe deci practic trebuie să mulțești cu 14 cenți fiecare vat de pe panou. Deci dacă panouul ăla este, ar avea 100 de vați, ar fi 140... Uh... A, nu, 14. nu, nu, 14, 14 dolari. Da, <laughs> M-a speriat 14, că era prea mare. 14 da. dolari. În realitate, panourile sunt de 3, 400, 500. Deci 3 kW costă 420 de euro panourile acum. Panourile, să le când zic panouri, eu nu mă refer la panourile puse pe casă. Când zic panouri, mă refer la panourile, panourile într-un box, într-o cutie. Da? Găsești să cumperi panouri. 14-15 pe asta în condițiile în care s-au ieftinit de vreo 4-5-6 ori da. ele. Uh, și asta mă face să mă întreb cât de ieftin este ele din fabrică pentru că astea sunt mari, sunt în cutii mari, trebuie transportate pe distanțe mari, pentru că noi nu avem producție de fotovoltaice, dar ducem din China. Mie o socoteală acolo, mie nu-mi dă. Pentru că încep să calculezi prețul la kilogram la materia primă din panou și toată materia primă din panou e mai scumpă pe kilogram decât îți iese panou. Aluminiu, siliciu, tot. plexii, cabluri, tot dacă le pui, no. ies mai scumpe. Ai un panou de 450 de vați, care costă 14 cenți pe vat și are 23 de kg. Ok. 23 de kg de panou, ca da. să zic așa, la 60 de euro? Da. Mai mult, un pic. Un pic mai mult. Da. 3, 3 euro pe kilogram. 3, și ceva? În cutie e, aici, la București. La București, da. Zim, care material prelucrat din panou ăla este mai ieftin de 3 euro pe kilogram. De ce sunt atât de ieftine? Nu știu. Ei, nu știu. Hai că sunt convins că... Uite, hai, intrăm pe teritoriul de speculații. Toată lumea se așteaptă la întrebarea asta. Cum fac chinezii să le facă atât de ieftine sau să le vândă atât de ieftine? Că nu știu că le produc atât de ieftin. Cred că au foarte multe subvenții de la stat. Foarte multe. Eu am fost la un moment dat prin China și era subvenționat tot energie, taxe la stat, adică promiteai că faci o investiție de două milioane acolo, să deschizi o fabrică, tu, ca european, îți dea la gratuit tot. Și spațiu, și curent, și transformator dacă aveai nevoie. Îți făcea și o linie de credit pe linia de producție, fără costuri. Adică era by default, așa, nu știu. Plăteai taxe la uh, salariați foarte mici. Acolo, uh, din ce am da. înțeles, Beneficiile salariaților din partea statului sunt pe anumite leere. Adică, nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3 e vorba de ce acces ai la sănătate, ce acces ai la casă, că acolo statul spune la dispoziție o casă, într-un fel sau altul, au niște fonduri și plăteai taxele mici și salariatul beneficia de uh, uh, nivelul cel mai înalt. Da, când subvenționezi așa totul, poți să scoți niște prețuri. Subvenționez munca, subvenționez investiția celui care face chestia asta, deci statul preia... Nu costă minereu. Că Călau că și nu-l bagă, poate nu-l bagă în costuri. Că la noi se băga înainte în costuri cât costa nu știu, să produci porumbul? Nu. Era o socotală? Era o socotală, dar așa era de la Dumnezeu. Și totuși, toate lucrurile astea costă. Ai nevoie de oameni care să facă lucrurile astea. ai nevoie de carburanți, ai nevoie de energie, ai nevoie de utilaje. E nevoie, e, se consumă efort și resurse pentru a face un panou fotovoltaic. Da. Atunci, de ce subvenționează chinezii atât de puternic fotovoltaicele? Cred că au, și, au avut și o dezvoltare foarte mare în direcția asta în anii trecuți. Și capacități de producție, efectiv, de panouri huge. Și trebuie să le pună la treabă. Și sunt... Au fost anul trecut niște stocuri fulminante de mari. Au produs, au supraprodus. Au supraprodus, au supratrimis în Europa și la un moment dat își cărau înapoi marfa. Din Europa și o cărau înapoi Că e în costa asta. prea mult depozitarea pe da. prin porturi. Exact, da. Am văzut asta, am văzut niște imagini halucinate din Italia, niște munți de fotovoltaice trimise aici. Da. Cred că e și mai ieftin să le lase, să te pomană pe aici. nu, că în Europa ai trasabilitate și trebuie să plătești dacă le lași. Trebuie să plătești taxele vamale chiar dacă le dai degeaba. Reciclare și alte chestii. Totuși, care e interesul lor? Să trimită cât mai mult. Să tragă cât mai mulți bani în Europa. Nu? Adică acolo o văd. Dar, dar, ar trebui să ai măcar un profit. Ar trebui să faci măcar, nu știu, dacă nu faci măcar 1, 2, 3, 5, 10%, de ce te-ai apucat să faci fotovoltaicele atât de ieftine. Este chiar atât de mic costul de producție la panourile astea încât ei să fie rentabili și la niște prețuri atât de mici? Că totuși și transportul la pe mare îi costă și pe ei? Că trebuie să bage motorină în vapoarele alea care cară fotovoltaicele astea. Da. Se pare că da. Atât de mici sunt costurile. Și asta vorbește despre cât de, de departe a ajuns automatizarea și acolo. Am auzit, adică am văzut și ceva filmări și de la niște persoane care au fost și zis, păi, sunt niște capacități de producție acolo, niște linii de producție noi, de te a capul. Linii de producție în care câți oameni lucrează? Puțini, foarte puțini. Foarte puțini, asta zic. Deci odată ce au investiția inițială, fac hala, pun fotovoltaice să aibă curentul gratis, deci consumă energie aproape de zero, ca să producă alte fotovoltaice, le mai trebuie doar minereu, le mai trebuie doar aluminiu, bara de aluminiu, siliciu, Sticla? Sticla, cablurile și niște roboți care să asamblează că sunt niște produse da. simple. Da. Fotovoltaicele sunt niște produse simple. Da, nu e nimic complex acolo să zici că ai nevoie de... Adică erau linii automatizate de acum 10 ani. E, efectiv, produceau automatizat și erau pe linie foarte puțini oameni pentru controlul calității. Eu cred că nici măcar la ambalare nu mai sunt oameni. Cred că doar la sfârșit să mai pună un sticker pe ele, habar Hai. n acum, acum vin acum vine ambalate, presupun că nu mai există oameni. <laughs> Adică ce găsiți prin cutie? Adică vezi cutia aia că nu e ambalată corect și dacă era un om acolo, nu o pune așa. <laughs> okay. Deci a fost o eroare, știi? Da, da, da. Fantastic. Așadar, supraproducție, reușesc să le produc atât de ieftin încât, iată ce înseamnă automatizare și producția la scară mare, pentru niște chestii care produc bani la schimb. Da. Cred că și forecast dat de Europa, de exemplu, a fost greșit. Adică? Adică, Europa a promis că instalează foarte mult. Și chinezii au zis, da, da, vă facem da. noi. Da e că vă aducem noi, băieți, imediat. Și se așteptau să Europa să plătească mai bine? Se așteptau ca Europa să plătească mai bine sau să-și facă acele ținte. Mm -hmm. Anul trecut a fost un ghep foarte mare în, în regenerabil la nivel european. Trebuia să vină foarte multe fonduri. Ok. N-au venit. De ce? Recesiune. recesiune. Nu știu dacă a fost recesiune, cât au fost niște stopuri, așa, a pune la dispoziție banii. Pentru că în discuție erau proiectele, erau lansate, da? dar nu s-a dat drumul la bani. Și noi avem uh, finanțări <coughs> prin PNRR pentru astfel de capacități de producție din fotovoltaice, despre care se vorbește că există, dar nu le-a văzut nimeni pus în în execuție. Da, se instalează, dar timid. Timid. Timid se instalează, proiectele sunt huge, că uh. sunt foarte mari, cele mii de megavați de care vorbeam, uh, dar nu se pun în operă, nu se dau drumul la bani. Și dacă tu ai promis că faci, la un exemplu, 10.000 de megavați. chinezul a zis te rezolv și ți-a și trimis în port și tu zici hai că punem un pic pe pauză. Pe la alt, costă să ținem port. Adică uh. nu mai e la el acasă, în China. Să Pentru că nu, că... Sunt, nu sunt mici produsele astea. Astea da. că sunt voluminoase. Da, sunt voluminoase. Logistica este infernală la fotovoltaice pentru că sunt cutii mari. Uh, primeam de la furnizori uh, prețuri și ziceau așa, ei săptămâna asta costă atât, e săptămâna viitoare, costă atât. Ce se întâmpla săptămâna viitoare? Trecea lună. Deci intra într-o nouă lună și probabil erau taxați. Și săptămâna asta e prețul ăsta, pe săptămâna viitoare plus 3%. Da. Auzi, dar totuși pot să smul de la tine chestia asta. Cât e prețul la fabrică, la poarta fabricii în China? Că m-am uitat pe net și am văzut prețuri de cenți. Deci mult sub 10. Da, cam așa. Ce înseamnă cenți? 2, 3? Nu, cred. E prea jos. E prea jos. Hai că... Muncă patriotică, X. da. Păi da, muncă patriotică. îi fac muncă patriotică, că e cum, și chiar așa. Ok. Adică totuși este un serviciu. Deci, este un produs acolo care, cu dată, care luăm la kilogram. Da. Nu ne dă sau cotela. Să și mă gândeam că după ce vor fi funcționat o oră de foarte multe ori panourile astea, ele scot banii după câte ore? Hai să facem un calcul. După câte ore de funcționare își scoate banii un panou? Deci dacă vatul instalat este, să zicem, cu totul, da, la 60 de cenți, pe păi atât e prețul pentru ziua următoare. Deci după o... o oră de funcționare... Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Da. Exagerăm. Da. Dar oricum, chiar și așa, nu a fost niciodată discrepanța asta atât de mare între costul energiei de pe piață și costul unității de producție. Ne zicea asta și Răzvan Nicolescu, că vorbeam despre faptul că, da, e fain să ai nuclear. Că nuclearul dă energie în bandă, adică constant. Corect. Merge și ziua și noaptea, constant. 1800 de megavați constant. Corect. Fotovoltaicele fac burtă, fac cocoașă la amiază. Dar, pe termen lung, nu poți să bați prețurile la fotovoltaice care au, au căzut atât de jos, încât poți să-ți imaginezi tu că faci și nuclearul lui tata și ce gazele, cărbunele sunt bătute de mult de costurile la fotovoltaice. Nu există da. variantă să faci... Și, și hidrocentralele existente. Și acum trebuie să facem remont pe la tot de hidrocentrale. Și în 2024 România a oprit reparațiile la hidrocentrale ca să aibă destul de energie, că era prețul prea mare. Dar tot vor trebui cărpite și alea la un moment dat, că la un moment dat o să crape turbinele. N-am avut un plan din ăsta de mentenanță sau de retehnologizare la nivel național unul serios. Ok, a mai intrat un grup sau o hidro în că poate a fost acolo cineva mai gospodar, să zicem. Dar n-a fost un plan din ăsta, băi, nu știu, între ani ăștia niște, și ani ăștia ne retehnologizăm. De ce? Că sunt aproape end of life. Da. Noi ne rezolvăm problema atunci când crapă. Da, problema e cu energia că nu poți să faci atunci când crapă, că dacă crapă toată... E nasol. Adică este infernal de greu să repornești o rețea căzută și cât timp e jos, e haos. Nici nu vreau să-mi imaginez ce se întâmplă dacă noi intrăm într-un blackout de o oră. O oră. O oră să nu ai alimentare cu energie. nu se merge Facebook cu trei ore și deja te... <gânt> A, eu n-am problemă cu Facebook. La... Nu tu, da, îi auzi. Nu merge Facebook, au la birou sau WhatsApp-ul. Nu merge WhatsApp-ul o oră și deja ești panicat minte să n-ai curent o oră. Să nu-ți meargă fabricile de mâncare, nu mai zic. de Iar orice. E... Apare panică la nivel... Ai zis bine, Andrei Pleșu, că civilizația se va prăbuși după o pană de 20 de minute la curent. Te hmm. <laughs> <laughs> face să te gândești un pic. Da, da, da. 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 Nu. Cred că scos cei mai rău din om în momentul ăla, pentru că nu știe ce se întâmplă. Mai vine, nu mai vine trebuie să mă descurc. Da. Ăla momentul când îți dai seama că nu, nu iese din perete. Da. Dar ți-ai seama că nu iese din perete, nu? Eu mi-am dat seama că nu iese din perete și mi-am dat seama de vreme la gaze. Rădeau vecinii de mine când mi-am pus gaze. Da, da, da. da și iar. după aia nu a venit război din Ucraina. Nu spui gaze? Nu spui, nu spui gaze, George. De deci ce nu spui gaze? Avem gaze pe stradă, no, ce, George? Toți vecinii mei au gaze. <laughs> Bă, rădeau de mine. Bun teren, bun teren cu utilitățile la poartă. Da? Print, gaze, apă. A, și contorul de gaze da. ți-l pune. Numai să fii tu liniștit când cumperi da. terenul că te-ai plătit. Da. Băi, și cum a venit prima, prima chestie. pam pam. Puțin lume știți, spre exemplu, că gazele noastre de astăzi vin și ele de la distanțe foarte mari. Nu mai vin din Rusia. România nu acopere, cred că, de jumate din, product, din consumul nostru cu QQY. Restul vine din Qatar și din America. Toată Europa trăiește pe gaze din Qatar și Statele Unite. Asta e grosul povestea, spre exemplu, câte vreme mergea pe barcă, băiatul ăsta, canalul de YouTube, viața de navigator, era pe în asta de gaze, pe vapor de gaze. Și dacă cauți la el pe YouTube, are posteri o grămadă în care îți arată, ăla cu gaze, ăla cu gaze. Deci te uiți așa pe, o, pe, pe, pe apă, pe baltă, pe ocean, da. e plin de bărci care cară gaze. Gaze de șist din America. Mm. Da? Și acum începem să înțelegem că energia trebuie să vină de undeva. Da. După care descoperim că liberalizarea asta care trebuie să vină în 2025, când nu o să mai fie acoperită de la stat, de la buget, diferența de preț de pe piață, se va întâmpla și la gaze. Da, corect. Ai auzit-o pe nu? Da. Deci nu o să fie doar mai mare factor la curent, o să fie factura mai mare și la încălzire. Și eu cred că anul viitor o să fie foarte rău din punctul de vedere. Arjungem și acolo. Mai am un parantez la partea cu China. Acum intrăm iar pe teritoriul de speculație. A venit știre, m-am zis că au venit toate servite ieri pentru interviu de astăzi. Uh, nu știu dacă ai văzut-o cu prețul la petrol. Nu. Ieri a scăzut prețul la petrol pentru prima dată după nu știu câți ani, după 10 ani, sub 70 de dolari. Și motivul pen pentru care a scăzut, uh, spun cei de la OPEC, este că a scăzut cererea din China. Pentru că în China jumătate din mașinile vândute sunt Electric. electrice. Și dintr-o dată, pentru prima dată, după ani și ani de creștere în care chinezii și-au tot la mașini, e primul an în care scade cererea de benzină din China. Eu foarte mult bine, tu știi mai bine. Au foarte mulți producători de mașini electrice de care noi nu am auzit nici măcar. N-am văzut poze cu ele pe internet. Mai apare câte una. ce e asta? Mai postează pe diferite grupuri ce mașini e asta. da, când vor să vină chinezii cu mașină electrice în Europa. Dar nu, nu trebuie să vină până aici, deocamdată le folosesc ei pentru ei. Da, corect. Adică, indiferent că, cât vorbim noi aici, dacă vin sau nu vin chinezii, hai să zicem că nu vin. Hai să zicem că Uniunea Europeană o să blocheze aceste importuri exagerate de subvenționate. Da? Că de aia încercă să le suprataxeze, că acuzăm guvernul chinez că dă prea multe subvenții producătorilor și ne omoară fabricile din Europa. Probabil. Probabil, da. Foarte probabil. Și atunci eu să zic că, bă, ok, până când deschideți voi piața la loc, nicio problemă. Voi v-ați dus pe, nu știu, tehnologie, industrie, noi ne-am dus pe fotovoltaice, baterii și mașini electrice. Noi asta am subvenționat. Că noi în Europa subvenționăm mâncare. Puțină lume știe cât de subvenționat este laptele în Germania. Că de-aia noi facem în România cașcaval cu lapte din Germania, știai? Din cisternele cu lapte în România. Este lanț de cisterne de lapte din Germania. Dacă te uiți la, la, noi la magazină, să vezi că foarte multe produse lactate de la noi de la raft vin din Germania. Cum fac nemții să facă lapte așa de ieftin? Așa cum fac chinezii fotovoltaici ieftine, cu sprijin de la stat. Și atunci, până când o să începem și noi să facem peci fotovoltaice și baterii mai ieftine, o să se umple China de mașini electrice și China este în punctul, este la tipping point, când a început, deci au făcut, cum îi spunem, um, a făcut pic, pic consumption. De aici înainte o să meargă doar în jos consumul de benzină. De aici înainte, China se decuplează de la nevoia de petrol pe care nu prea are. A fost planul lor, nu? Să ajungă acolo. E un plan greșit? Nu. De ce? De ce să fie un plan greșit? Pentru că în România. Nu ai că... ceva să. când nu ai ceva, să încerci să nu mai ai nevoie de el. Dar uite și tu în jos aici la comentarii sub clipul ăsta pe YouTube și o să vezi că o să vină oamenii să ne spună că suntem tâmpiți că ne ducem după fenta asta cu fotovoltaicele, că uh, nu mi tu mie mașina mea pe benzină, pe motorină, că cu motorina ajung oriunde și chestii de genul ăsta. Dar nici nu vreau să fac treaba asta. Să iau mașina pe motorină. Păi n-a zis nimeni chestia asta, dar el crede că noi ne ducem după mașina lui cu care el s-a obișnuit cu motorina aia care e întotdeauna la pompă acolo. El întotdeauna o să meargă acolo, cum a mers și tata Moș, și merge și am motorina de la pompă, că este sigură. Da. Când a fost problema, nu știu, cred că sunt doi ani, uh -huh. când a fost într-o noapte o problemă cu prețul la pompă, de nebuniseră toți, erau cozi, nu înțelegeam ce se întâmplă. Da. Eu eram... O noapte. O noapte, da. Eram pe drum, veneam de la Focșani, mergeam spre Sibiu și eram. Varianta aia peste munte pe acolo? Și când coborât de pe munte, primele localități văd cozi. Și băi, cred că a fost un accident. Nu a fost doar o dezinformare. A fost un accident pe TikTok. Când ajung, când ajung în dreptul benzinăriei, am văzut că este coada din benzinărie. și eu fiind deconectat, ascultând muzică pe Spotify, nu știri sau altceva, și după ce întâmplă? De ce coada la benzinărie așa? Deci era coada pe DN. mai merg, mai departe. Iară o altă coadă. Și bă, ce se întâmplă? Dau un telefon și eu, băi, se întâmplă ceva? Uite, am condus două ore și uite ce s-a întâmplat după două ore. Deci am plecat de la foc nu era nimic, da? Am ajuns în zona Sibiuului, cozi. Păi ce s-a întâmplat în două ore? Și atunci, poți să ajungi tu unde vrei cu mașina? Apropo, am stat atunci să bag, să alimentez, nu eram cu mașina electrică, am stat atunci să alimentez o oră jumate. La coadă? La coadă, da. Când aveam o altă variantă, adică... Unde să te duci? Da, nu avem. La un alt robinet? Da, da, da. Nu avem altă variantă și atunci... Dar aduți aminte că în America la fel s-a propagat-o un fake news din ăsta cu pană la benzină și se duceau tâmpiții prin benzinării cu pungile. Cu saci, sau ce aminte? Nu. Erau pungile alea da. cu benzină. Nu vreau, vreau să-ți să povestesc ce am văzut eu pe la benzinării atunci. Da, da. Pă te rog, da. Erau... Uh... Era un, dom cu un pasat brec. Băi, avea bidoane peste tot în mașina aia. Deci avea bidoane pe scaun din dreapta. Bidoane din alea de cărămători, ne cred că se ocupa cu ceva agricultură. Că, da? Erau cu uh, cuburi din alea de apă cu remorcile. Zic, băi, ce se întâmplă mă, ce aici? A doua zi dimineața totul liniște. Doar, da. o, doar un fake news. Da. Referitor la mașina care te poate duce la pompă și ești liber. Nu ești liber. Nici cu aer. Normal că... Și plus că ne-am mai vorbit despre chestia asta, cei care urmăresc subiectul ăsta știu. Ai șanse mult mai mari să găsești o priză decât o benzinărie oriunde în lumea asta. Da, corect. Dar nu, nu, nu trebuie să facem noi apologia mașinii electrice, noi vorbim despre accesul la energie, pentru că civilizația înseamnă, în primul rând, acces la energie. Ca să da. poți să faci chestii. Da. Și atunci trebuie să știi că e acolo tot timpul, că iese din perete, din robinet, din priză, din țeavă, atunci când e nevoie, încă o dată, de calitate, sigură și la un preț pe care să-ți-l poți permite. Pentru că mie mi-e teamă că în 2025 vom vedea iarăși niște situații am văzut un caz, am avut în șantier pe cineva la un moment dat care mi-a mi tencuit pereții și pentru că nu avea oameni la muncă, s-au să caute oameni să-i muncească. Și mi-a venit cu doi oameni în vârstă, -am nu știu că ți-am povestit. Am avut, mi se face pielea de gâine, îmi -am aminte, doi oameni, unul avea 60 și unul avea 72. Și lucrau la tencuieli. Acum un an jumate. Sunt în șantier de doi ani. Sunt <laughs> român mă și întreb o... pe, care trebuie să-l termin în șase luni, nu? Da, 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 exact. era bugetat. Și cu 20.000 de euro, probabil, și... 35. 35. 35. Așa. Așa. Păi și mă duc la omul ăla care te încuia acolo și zic, nu vă supărați. V-am văzut cum munciți, sunteți serios așa, dar totuși, nu vă supărați să vă înțeleg. Ce vârstă aveți? Ziceam, nu știu, 74, ceva șocant pentru mine. Și da, sunteți puternic așa. Și zice, da, mă descurc, mă descurc, muncim. Și da, nu spuneți că vă întreb, de ce nu stați acasă în pensie? Și ce? a, păi mi-a venit curentul. Și zic că e banc. Da. Și zic, cum adică? Zice, păi eu mă încălzesc pe gaze, pe curent, că noi nu avem gaze. Așa? Și am o centrală electrică. Așa? Și mi-a venit curentul 10.000 de lei. Și zice, eu nu iau, nu fac atât din pensie. Și zice, că mă, mă debranșează. Și zice, a trebuit să, să fac banii cumva. Ba. Și zic, păi aveți consum așa mare? Și ce, pe păi, avem un pic de consum. Adică pe ce? povestiți -mi? Că mașina electrică n-avea. Da. Și ce păi gătim la electric, lumină, televizor și apă caldă. Și la apă caldă, costă cel mai mult, că n-avea pompă de căldură, avea o centrală electrică. Ce da, ne costă mult. Că facem, trebuie să facem duș măcar o dată pe săptămână. Cum? Da, facem duș o dată pe săptămână și costă un om care mergea la muncă în fiecare zi și făcea muncă fizică, își permitea să facă duș o dată pe săptămână. Da. Și tot i-a venit factura, avea, avea, și cu penalități, cu tot din spate, 10.000 de lei de plătit și a ieșit la muncă. Da. din păcate, acolo, de... acolo este. Mi-e teamă că acolo ne ducem. Mi-e teamă că toate măririle astea de pensii de care se vorbește în 2024 se vor topi în factura la electricitate și la gaze în viitor. Nu cred că vor exista măririle, de fapt. că adică nu, nu vor exista la modul că ți-am dat, dar ți-am și luat. Nu, eu cred că o să, le am, o, 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 o să ne ia tuturor mai mult decât s-a dat. Pentru că deficitul este atât de mare la buget tocmai de aceea se elimină schema de compensare și trebuie să vorbim despre acest elefant din căpere. Când auzim schema de compensare, ni se pare că este așa o chestie de departe. În realitate, este o schemă. <sus> Am trebuit să punem și ghilimele, că e schemă. E schema. o schemă prin care tu poți să consumi oricât curent vrei tu, că nu vei plăti mai mult decât a stabilit statul că tu vei plăti. Pentru că acoperi el diferența. Da. Și diferența poate să fie într-o zi de la simplu la triplu. Da. Corect. sunt 7 miliarde. Băi, am căutat cifrele astea. Sunt foarte puține informații în presă sau oficiale. Am cerut. Și tot ce am obținut este până anul trecut și ceva până în martie anul ăsta. Tot sap și nu găsesc mai mult de atât. Am, am mai apelat la niște prieteni care mai au acces pe la informații de genul ăsta. Ia, îți confirm acum, fii atent. În martie 2024 erau deja 23 de miliarde de lei pe schema de compensare cheltuiți până acum. 23 de miliarde de lei. De lei. Da, 4 miliarde și ceva de euro. Da. Uh, nu mi-e clar dacă e pe toată perioada, pentru că Răzvan Nicolescu mi-a vorbit despre 7 miliarde de euro. Da, schema de compensare. Ceva de 7 sau poate o fi calculul până la 7? Pentru că schema asta de compensare durează deja de vreo 3 ani? Uh, da, 2 și ceva. 2 și ceva, de aproape de 3 ani. Și acum, când vorbim despre miliardele astea, înseamnă că statul, adică noi, după ce vin facturile astea, operatorii, furnizorii de electricitate, zic, uite, am vândut atât de multă energie românilor și pe factură le-am pus 100 de lei. Diferența Mh. până la 300... No. Yeah. Și practic în momentul ăsta statul trebuie să acopere diferența aia, adică tot noi, dar prin altă parte, că nu vedem E aceeași chestie ca la priză, că tu nu vezi cum vine curentul la care 180 de volți sau are 240 de volți, că apa e murdară sau e curată, sau că vine sau că nu vine, sau gazul este sau nu este. Tu nu știi unde e. Tu doar te aștepți ca statul să, să plătească factura, facturile tale din ceva. Și le plătește. Și le plătește, că nu are de ales. Da. Că vorbești cu NG, vorbești cu PPC, vorbești cu EON, vorbești mai cez? Uh, nu. Nu. Deci au început să se rărească și pe la noi chestia. Sainelu a vândut, a, a tirat de aici. Știm de ce? Că am auzit că au plecat că nu mai era business. E, e posibil să nu mai fie business, pentru că deja piața este inflamată, tu ești inflamat, eu sunt inflamat, vecinii inflamat, nu avem rețele și băieții trebuie să pună pe treabă. Ce înseamnă pentru că băieții că trebuie să pună pe treabă? Trebuie să înceapă să facă investiții. Cine? Operatorii de rețele. Pentru că operatorul de rețea mi-e îmi vinde ceva pe cele sârme. Și eu nu mai accept să-mi vândă ceva prost. Îi spune tarif transport. Da, dar eu nu mai accept să-mi vândă ceva prost la contor. Cine, tu? Da, eu, tu, toată lumea. Ce dacă permite. Plătesc, dacă plătesc, vreau calitate. Și eu vreau calitatea ca vecinului de pe altă stradă, de ce să plătesc cu 1,3 lei kilowatt -o oră când eu am fluctuații de tensiune și vecinul n-are de pe altă stradă alt transformator și plătește tot 1,3 lei? Și de, el. de ce nu fac ăștia investiții atunci? Și o să zic că, păi da, da, acolo avem un, transfor, un, transfor, un transformator, nou. Păi băgați și unul nou și la mine. Problema mea? Da. Nu, că nu-i transformatorul meu, e al tău. Tu operezi rețeaua asta. Eu îmi plătesc factura, că dacă nu da. mă plătesc, mă debranșez. Da. Da. Mi-ai făcut cumva reducere, adică la tine e tensiunea pe la 210 și mai cade, îți dăm cu 0,8. Nu, până și la supermarket, când te duci seara, pâinea din ziua respectivă e 50% reducere. De ce? Că dacă nu o aruncă. Că de mai slabă calitate, că nu mai e proaspătă. Da. Că nu e la parametrii. Exact. Și atunci trebuie să înceapă să facă investiții în aceste rețele. Numai că aceste investiții durează și eu înțeleg că durează. Nu ai cum să desfășuri... Cam un... câte zeci de ani durează? Nu știu dacă zeci de ani, dar durează. Păi de așteptăm de dar... niște zeci de ani. Păi stai că nu s-au apucat. Durează de când se apucă. Bă, serios. Eu, tu, eu tot, aud că ne tot apucăm. Am văzut atâția miniștri pe la energia aia. Și actualul ministru al energiei promite că încep niște investiții, el nu o să mai fie sunt, acolo. Sunt, investiții începute și dacă mergi prin țară, eu, eu, merg foarte mult prin țară, în șantiere la nivel național, alerg destul de mult și le vezi că sunt. Băi, dar sunt alea pe care nu le simțim încă noi, okay. consumatorul final. Da, sunt niște investiții strategice făcute, se lucrează la ele, le vezi, linii transelectrice, linii mari. Păi, nu mă interesează la mine la contorul să nu mi se mai ardă lucrurile prin casă, pe mine asta mă interesează. Am înțeles că faceți investițiile mari. dar eu vreau să vă și la mine acasă. Și asta o să dureze și o să dureze foarte mult timp. Și înțeleg că durează foarte mult timp. Eu am capacitatea de înțelege pentru că e o problemă foarte mare la nivel național să trebuie bani și oameni cu care să o faci. Da, da, chiar trebuie să facem chestia asta, că sunt oameni care se uită acum, eu îi aud de acolo de jos de la comentarii, care spun, ai mă, lăsați-ne cu investițiile. Voi vreți investiții, că băgați voi curent în și vreți să faceți voi banii pe fotovoltaicele voastre. Da, ce treabă au fotovoltaicele cu rețeaua proastă, că rețeaua proastă e și fără fotovoltaice. Păi dar rețeau, re, rețeaua vezi. era bună până când v-ați apucat voi păi următorii să băgați. Nu s-a văzut. Nu s-a văzut acest lucru. Păi Pentru și dacă, că dacă tu, așa. Dacă tu nu u, ai o problemă dar nu o să zici că e totul bine. Dacă tu nu ai fotovoltaice, pe tine nu te deranjează 210 volți până nu se arde televizorul și dacă ți se arde televizorul, vei da vina pe producători. Ce proaste sunt! Nu, o să dai vina Dar... pe, pe, producătorul televizorului. Da, producătorul o să zici că ce prost, da, ce prost e televizorul. Da, ce prost e televizorul, nu, mai, nu se mai fac cum se făcea odată. Da? Dar tu, de fapt, acolo, de 3 ani de zile, tu în loc să-i dai 230 de volți tensiune, tu ai dat 200. Dar tu nu ai știut că ți-au mers toate lucrurile, pentru că ți-au mers prost. E, Asta e că la curent nu vezi, nu, nu, nu scoate vezi. fum, nu râcăie, nu căreie. Da. Nu vezi treburile astea și n-ai un indicator să te uiți tu pe un tablou și zici, o, am 200 de volți pe rețea. Când începi să instalezi fotovoltaice, echipamente, încep să afli. Echipamentele încep să dea erori, să te anunțe, ai o aplicație. Poate tu n-ai fotovoltaice, dar are vecinul și îți povestește. Și bo, fi și la mine la fel, te duci și măsorii la fel și la tine. Și dintr-o dată zici, bă, de mi s-a stricat frigiderul ăla nou. Da. Și noi nu știm că, de fapt, atunci când ni se strică aparatele din casă, este încă o taxă pe care o plătim pentru lipsa de investiții. Corect. Bine, dar teoretic te poți duce să te plângi că să-ți dea ei banii că ți s-a ars. <ră> nu, serios. Conform legii, ai dreptul să te duci, uite, mi s-a ars chestia ta. După să dovedești, nu? Păi ai problema. Normal. Și cum dovedești tu? Dacă ai o fabrică undeva sau dacă ai o casă super tehnologizată, ok, ai un analizor de energie pus da. acolo în tablou care -ți ține, ai un grafic, o chestie. Da. Și te duci cu el. Cum mai scoatem noi pentru clienți, tot felul de grafici, nu este exact pentru operatorul de distribuție. Uite, am dovadă aici că a fost sus sau a fost jos. Dar dacă nu ai. Și celălalt, no, uite, la noi în sistem nu apare o avarie la dumneavoastră aici. Și tu de ne să știi. Tu la fel, știi că a fost. Da. La fel cum am avut o discuții cu furnizorul de apă. Și l-am spus, e presiunea cam mică. Ce nu, nu, nu este corectă. Și zic, dați-mi contractul de furnizare, că nu mi-l dăuseră. Uh -huh. Apropo, și-a citit cineva contractul de apă? Pentru că puțină lume știe că presiunea la apă trebuie să ai o presiune minimă. Ar trebui să fie undeva la 2,5 bari. Eu aveam 1,1, 1,2. Curgea apa, dar nu avea presiune. Și am făcut o sesizare, am făcut două, mi-au răspuns așa în doi peri, până la urmă am luat problema în serios și m-am trezit cu o echipă care făcea lucrări la mine pe stradă. Și am zis, ce faceți? Păi am venit să vă schimbăm țeava. Dar nu m-am anunțat nimeni. Păi nu, dar asta a -o scris. Hm. și s-a schimbat țeava, dintr-o dată s-a pus țeava mai mare și acum am presiune la apă. Da. De ce? Ei până oricum țevi mici, pentru că știau că nu le ajută ajunge capacitatea că pompa, da. transformatorul de curent, adică da. pompa de apă, nu era dimensionată pentru tot ce era acolo. Toți operatorii ăștia au probleme și le înțelegem. Cu toții înțelegem chestia asta. Odată ce te, te, începe să te intereseze, că eu am acolo un ceas pe care am bari la presiunea la apă și așa am știut. Cât, cât mă costă să pun un manometru? 20 de lei, 30 de lei, îl pui pe țeavă acolo și îl vezi, îl știi. La fel e la curent. Dacă am avea cu toții, măcar să vedem tensiunea, presiunea la apă, chestii genul ăsta, am ști că dacă tot plătim pentru chestiile alea, băi, să fie măcar minimul necesar. Calitatea serviciilor livrate. Nu? Da. Te duci la restaurant și plătești masa, nu accept să mănânci ceva stricat. Corect? Da. Dai. înapoi. Așa e și aici. Așa e și aici. Și asta... adu aminte Azi. anul trecut de Black Friday, când okay. ai sunat și ai zis, este haos, trebuie tre să intru în live Black friday o dată pe an, nu? Ce se întâmpla? Ce se întâmpla? dacă tu atunci de Black Friday nu aveai un sistem cu baterii care să poată să te ducă, adică să-ți ducă capacitatea instalată în off-grid. Și știi că am intrat pe sistem, ne-am uitat și am zis, George, dă jos siguranța de la rețea și stai pe baterie că ești liniștit. Nici până astăzi n-am primit vreo compensare sau vreo scrisoare de scuze sau orice de la operatorul de rețele. Știi cum veneau erorile de pe sistem? Da. Și erau și eu l am era, văzut. De ce numai nu știu că le-au avut? Da, și era, era toată treaba, era vorba de minute. Era da. să intri în live, Black like friday o da. și acum te întreb pe tine. Care e uh, recuperarea investiției pe un sistem de genul acesta? E un motiv pentru care în clipul ăla de promovare pe care tot îl bag eu aici, uh, spunem că să ai curent, să ai stabilitate, să nu-ți pice curentul, așa cum nu nu ne-a picat niciodată. Dar poți să să-ți mai zic o chestie de când am pus noi sistemul ăla aici, sunt, se fac trei ani? Se, se cam adună. Mai mult. Cred că a fost 2020. Deci, patru. Mai mult ne-a prins antes. exact atunci cu pandemia. A fost. Exact. Băi, nouă, nu mi s-a ars nimic. Nu mi s-a ars un bec, nu mi s-a stricat un orice fel de echipament. Nu s-a stricat nimic în patru ani și totuși nu arată ca o casă, dar noi, noi, lucrăm aici în fiecare zi. Nu s-a stricat nimic. Da, pentru și că... Asta este iarăși. Când îți recuperezi investiția? Eu cred că în prima zi, ca la, ca la ventilație, cum zic atunci când vorbesc cu țifui, când mă întreabă lumea, păi da, dacă îți pui instalație de ventilație sau pompă de căldură, când îți scoți investiția? Eu cred că ți o scoți în prima zi. Pentru că dintr-o dată o să ai aer curat și o să ai temperatură controlată în casă și apă cald atunci când ai nevoie, nu atunci când vine gazul sau curentul. Da, dar nu știu. În anumite condiții nu vorbim despre recuperarea investiției la modul ăsta financiar, pe cantitate de energie. Atâta de vorbă fost o chestie funny. Un prieten al meu ia avea el seară de fotbal cu, cu, băieții. Da? Și îl sună soția, soția acasă cu doi copii mici, sună soția și zice, nu este curent, nu avem curent de 5 ore. Dacă într-o jumătate de oră nu vine curent, nu te mă duci la fotbal, e acasă. S-a prins mânările sau ce? Panicat, da? Băi, nu am curent acasă, soția este cu copii, da? Și eu nu mă mai duc la fotbal. Mă ce, ce problema. Da. Asta este First World Problem. Da. Dar stăteam de vorbă cu el și mă întreba de recuperarea investiției pe sistemul fotovoltaic hibrid. El povestind mi întreba asta că avem probleme cu aici. Și cât costă pentru tine seara de fotbal cu prietenii. N-am văzut așa. Da. Dacă ai un asemenea sistem, nu Mai ai ar. nicio problemă. Acasă. Da. Ești cu doi copii mici, ai nevoie să încălzești biberoane, să le gătești, să le faci mâncare. Ce faci? Am un coleg de la birou care stă prin paladi. A fost două săptămâni în fiecare zi să locuri în câte cinci ore. Vara asta s-a luat foarte des, peste tot. Băi, tot așa, cu doi copii mici acasă. Te ia disperarea. Dar așa ce zi, înseamnă să-ți oprească frigiderul atâtea ore? Frigiderul, care să n-ai unde de... să încălzești acolo, în blocurile, noi nu prea se mai bagă gaz oricum. cum să le încălzești mâncare, să le încălzești lapte. Băi, ajungi la niște chestii, nu astea super basic. Ce faci? Îi faci laptele rece. Hmm. Deja trecem în alte probleme, adică alte exemple. Nu se merge fabrica, poftim. Avem sisteme făcute inclusiv la fabrici mari. Corect. Sisteme hibrid cu baterie, știi că l-ai filmat. Dar Nu da, merge fabrica aia o zi. Ce înseamnă recuperarea investiției pe cantitate de energie produsă și consumată. Dar ce înseamnă pentru o fabrică, cum am văzut, cea de corpuri de iluminați, pe exemplu, despre care vorbeam? Da. Ce înseamnă să nu-și livreze la timp o comandă? Cu da. penalități, adică e complicat. Sunt locuri în care uh, poți întâlni o grămadă de scenarii și noi am întâlnit destule. Tu, tu vezi mult mai multe, dar din ce am apucat eu să văd, pe exemplu, pe mine mi s-a părut halucinantă situația uh, la furtul cu constant Iar Iarăși, tu nu vezi Curentul cum umblă și cum iese, și te trezești că îți vine factura, și tu zici, au calculat băieții, corect. Nu deci s-a rezolvat, ăla, nu? Da, s-a judecat, mi-a scris. Da. da, a câștigat. Deci noi vorbim despre un caz care s-a viralizat, cred că l-am dat pe case bune, în care cineva cu o fabrică de la Tărtășești, nu? Uh -huh. Așa. S-a trezit că vin facturile mari și nu înțelegea de unde. Nu. Dar nu s-a prins imediat. Nu, S-a prins când și-a pus sistemul fotovoltaic. Că tot vine venea factura mare? Uh, nu. Ei venea factura dublu de cât trebuia să-i vină. Pentru că ca cât și, și a pus avea contor în sfârșit. Ca și cantitate de energie vorbind, nu ca și bani. Și ce băi, băi, Corel, sistemul ăsta nu arată bine. Uite, mi-arată că sistemul tău mi-arată că am consumat 200 de kWh, mie îmi vine factura pe 400. Ne-am dus, mă spun. eroare. Schimbăm echipamentele. Nimic, la fel. An de zile omul ăsta cu fabrica asta a fost furat chiar că an de zile. Han de zile a fost furat la curent. S-a da. judecat, a dovedit că a fost furat, pentru că cineva pur și simplu a schimbat un parametru, această constantă K, pe care a pus-o cu 2. Da. Și a mulțit toate facturile lui cu 2. De ce? Da. Ca să-i pierderea de la tine sau ce faci tu ceva acolo, ce nu e regulă, și te taxăm noi dublu. Multă lume care are fabrică, habar nu are că există această constantă, că îi afectează factura. Și te bazezi că dacă vine factura, ăia nu o să te fure. Sunt serioși. Da, dar cum să-i verifici? Cum îi verifici? Asta de să spui tu niște contoare. Și asta e problema, că libertatea vine cu responsabilitate, democrația vine, nu? Cum de atenție la chestii de felul ăsta și trebuie să înceapă să-ți pese. Chiar dacă știu că cu toți avem destule de probleme pe cap, să vorbim despre energie, să te stresezi despre de unde vine curentul nu ar trebui să fie o, o, prioritate. Eu cred că e. Pentru că odată ce încep să introduci tot mai multă energie electrică în stilul tău de viață, viața ta se îmbunătățește. Da, ai dreptat. Așa cum zice Ciprian că românii sunt săraci energetic, eu cred că putem fi bogați cu ajutorul energiei. Bogați prosperi, nu neapărat bogați, ci prosperi. Să ai un stil de viață îndestulat, să ai tot ce trebuie. Da, corect. Și hai să vorbim un pic despre un scenariu mai optimist. Cam tot vorbit despre părțile urâte. Care sunt părțile bune care vin la pachet cu un astfel de sistem? O dată ce încep să-ți instalezi. De la ce ar trebui să se gândească cei care se uită? Nu vrem noi neapărat să propovăduim aici, să-i convingem pe oameni să-și pună, dar dacă se gândește cineva să nu mai depindă de ce vine la priză și să înceapă să-și scoată gazele, poate, ca să nu se mai intoxice cu fumul și cu gazele alea nasoale, pentru că sunt foarte toxice în casă. Puțin lume știe cât de toxic este să se gătești la ragaz. Eu aș interzice aragazele, sincer. Sunt atât de periculoase. Dacă stai de vorbă cu orice pneumolog, orice alergolog, toți doctorii spun chestia asta în toate casele în care se gătește la Aragaz, este dublă incidența la astfel și la probleme respiratorii, nu știu Nu stiu. E dublă, cel puțin dublă. Deci îți curtezi viața și îți ții copilul bolnav și tot timpul ai probleme de sănătate. De ce? Și nu știi de ce. De la case, pentru că ai o flacără, ceva arde acolo. Sunt niște compuși în aer care îți irită nările. Anyway. Și atunci, dacă cei care se uită ar vrea să înceapă să facă schimbarea? De unde să încep? Primul și primul lucru este de aici încolo nu ar trebui să ne mai gândim la un sistem fotovoltaic fără baterii. De deci să spui, să spui panouri dacă ești la casă. Dacă ești la casă, da. Apropo, am început să instalăm capacități din acestea de stocare invertor și baterie la apartamente. Asta vreau să întreb. Ce facem cu cei care stau la bloc? Deocamdată nu prea o variantă Pentru că ce-mi povesteai tu că ai văzut la Berlin Zilele trecute acea treabă cu balconul Nu prea merge pe la noi De ce? Se montează, dar îți trebuia probări Și chiar au fost Prin presă Niște cazuri în care Și-au pus oamenii și asociația i-a dat în judecată Să dea jos Fotovoltaicele de Puse la balcone De în Germania, în Elveția am văzut că își pun oamenii pe balcon legal La noi de ce nu se poate? Ca, ca să înțelegeți, vorbim despre faptul că pe fața exterioară a balconului poți să spui fotovoltaice și să produci o energie pe care să o consumi în casă. Aici sunt două aspecte pe care eu aș vrea să le discutăm. Dacă tu dai drumul la chestia asta în România, știm că de meșteri sunt românii, o să-și pună ei, ei singuri. Ok. Că nu o să. Eu văd ce se întâmplă în sistemele clasice. Uh -huh. Știu ei să le facă, știu ei mai bine, știu ei mai ieftin au ei soluție, e ok. Deci te să spună la Avem balcon. Noi un băiat. Avem noi un băiat. Deci te să, să spună un băiat la balcon. Și tu, circul pe jos. E periculos. Da, este. Adică că dacă nu... Are 20 ceva de chile când cade la de sus, nu știu de unde cade, că asta da. e problema, că cade așa. Da, pasta unul la mână și doi la mână, tu ce povestești în Germania, ai ceva gen 8 de vați, că ai zis că e, <coughs> și -ți vine injecția în Germania by default. Un te faci prosumator. Nu te trebuie să mai depui prosumator. hântii, să-ți plimbi da. contractele. Da. Ești chiriaș în apartament, poți să bagi în priză 800 de vați înapoi în rețea. Da. Da. E atât de simplu. E mai default și eu, eu cred că într-un apartament normal, luând-o pe un an de zile, îți ajungă la 800 de vați. Dacă tu folosești basic din apartament. Adică două e fotovoltaice lumina. puse pe fața exterioară a da. balconului, un invertor foarte mic în spatele panoului, da. am văzut, da. și un cablu care se duce la priză și bagi în priză. Da. E totul bagi în priză de pe balcon. Da. 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 E, e, ceva. Ai 100 de apartamente într-un bloc, cât vine? 100 ori 800? Pot ajunge la 80 de kW? Optim. La miază. La miață, da. 80 de kW îți face în medie 200 40 kWh pe medie anuală pe zi. Tu ai mulțit, ca să înțeleg mai mulțit cu 3, pentru că da. dacă tu ai 800 de vați instalați într-o zi, vei putea produce pe medie anuală undeva de 3 ori puterea instalată. Putere instalată. Da. Adică, da, panourile alea pot da 800 de vați, dar nu o să dea de, de la răsărit până la pus non-stop. Cu toate pierderile, cu umbră, cu ploaie, cu cersenin, cu așa, cu căldură, tu o să obții din, nu știu, 8-10 ore, o să obții efectiv, pe medie, 3 ore de producție. Medie anuală. Medie anuală. Da. Că vara mă produci mai mult, iarna poți să nu iarna produci mai nimic. Da. Iarna, unde e undeva 1,5 uh -huh. și uh, vara se spre 6 și... Ca să vă fie ușor, la e valabil și la case. Dacă ai pus 10 kW, poți înmulți cu vreo 3 și atunci știi că în fiecare zi te poți baza, că dacă ai pus 10 kW, te poți baza pe cel puțin 30 de o da. Producție. În fiecare zi. Da. Indiferent de ziua din an, după ce echilibrezi, după ce face balanța, ajungi acolo. Ok. Deci în Germania te naști prosumator. Te naști <laughs> acum. Nu devii. <laughs> nu devii. <laughs> bine, Germania instalează panouri de... Nu știu, adică la ei era o normalitate acum 15 ani. Și au mai puțin soare ca noi. Era... Normalitate. Da. 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 Și în Germania e acum. la punctul la care a pus atât de multe fotovoltaici, încât a început să le demonteze pe alea de pe câmpurile agricole și se i oblige să pună doar pe acoperișuri că sunt atât de multe. Da, și să-i oblige să monteze est-vest. Exact. Să ia acea curbă, vârf de producție de la prânz, și să-l mute pe răsărit ce a pus. Și hai să explică în chestia asta, așadar recomandarea celor care vor să se apuce să-și pună fotovoltaice este că dacă acum 10, 15, 20 de ani se vorbea că toate fotovoltaicele este ideal să le pui orientare sudică la 30 de grade? 35 de grade. Da. 35 de grade inclinație, astfel încât să vadă soarele. Da. Tot timpul anului. Acum nu mai suntem acolo și fotovoltaicele sunt atât de ieftine, iar producția atât de mare, încât nu e o idee bună să iei maximul ăsta de la amiază. Toată treaba este cu poziționarea sudică pe un an calendaristic. Deci pe un an calendaristic îți dă cea mai mare cantitate de energie produsă. De aia se pune așa în parcurile fotovoltaice. Exact. Dar nici în parcurile fotovoltaice nu se mai pune așa. Adică sunt parcuri instalate est-vest. Sunt parcuri pe trecare. Asta e un subiect distinct, parcurile da. pe trecare, dar foarte mult, da? instalare sudică. Venim din background cu instalare 35 de grade, eu am văzut pe case. 35 de grade, nu vrei să știi cum arată. Cu tot felul și, de tije, cu da, peptele, cu... cu... La 35 de grade îți vântul din, spre nord. E emoție. Mm -hmm. Se le smulge. Da. Și venim și avem un pic la prânz, un pic de producție la... la un vârf de un producție vârf, la amiază. Da, un vârf de producție la amiază de care noi, în momentul de față, vrem să fugim. De ce? Pentru că acolo sunt dezechilibrele. Și acolo costă. Și acolo îți dă da afară invertorul. Când tu ai tensiune mare pe rețea, invertorul se oprește. Și nu vrem să mai ajungem acolo. Și atunci ne ducem cu producția est-vest. <coughs> Practic, momentul ăsta, că mai vrei să mai instalezi aici spre sud, ar trebui să fii într-o zonă unde producția aia să poată fi consumată de cineva sau de ceva. Sau tu, chiar. Sau tu, sau ai, vei avea baterii. Alte soluții nu ai, pentru că Eu. pe măsură ce instalăm tot mai mulți dintre noi, exact ce vorbeam mai devreme, la amiază e atât de multă producție încât nu are cine să o consume. Corect. Asta e o problemă reală a pieței. Și vorbim de un an de zile, am făcut video, când am filmat și în camera tehnică aici la tine, și ai nu mai putem să mai instalăm doar sisteme fotovoltaice, ca și prosumatorii. Pentru că trebuie să avem și un pic de disciplină, de, inclusiv de consum și inclusiv de injecție în rețea. Adică să înțelegem că rețeaua aia este pusă acolo la dispoziție, să te folosești de ea, dar nu or, oricum. Un producător, într-un parc fotovoltaic, de exemplu, pentru mâine trebuie să dea graficul de producție la nivel de sfert de oră. Deci eu pentru mâine trebuie să spun cât produc la fiecare sfert de oră producătorul de energie. Și eu dacă nu respect acel grafic, mă costă. Dacă dau un plus, uneori este prețul energiei cu minus și mă costă foarte mulți bani sau încasez foarte puțin pe, pe, acel, pe acea cantitate de energie. Dacă dau mai puțin decât am produs, cineva pe întreg acest sistem energetic, cineva trebuie să-mi suplinească mie energia promisă și nelivrată. Pentru că, la nivel național, cineva și-a făcut planuri cu energia mea. Uh -huh. O mâine de la 1 și un sfert iau de la Cornel un oră. E ca atunci când zici că te duci să faci o treabă și nu te prezinți. Da. Să vii la ora care nu trebuie. Da. Și cineva trebuie să suplinească energia aia. Pentru că nu poți opri sistemul energetic. Nu-l poți opri, da. Că dacă îl oprește e groasă. Și atunci instalezi capacități de stocare și în loc să injectezi în rețea cu un preț negativ sau un preț foarte mic, să o stochezi, da? Și poți să-ți creezi o curbă de injecție perfectă. Dar când o să fie valabilă chestia asta? Pentru că deocamdată eu, ca prosumator, Fiind și prețurile plafonate, pe mine nu mă afectează că e 12 sau e 4 după amiază la preț. E același preț toată ziua. Da. Ai primit factori? Mm. Au venit așa, într-o într cascadă în, ultimea, în ultima lună, mi-au băgat facturi pentru ce aș fi consumat și tot felul de uh, echilibrat, dar nu m-au nu plătit pentru ce am produs. Eu încă aștept să, să fiu și plătit, am, am primit deja în științare că am întârziat la plată, m-am enervat după ce mi-a venit vreo 5-6 facturi una după alta, le-am plătit, m-a mai venit încă una și am zis, bă, dar voi când îmi dați și mie banii pe producție? Pentru că eu am fost acolo, că am, vreo, am de încasat pe vreo aproape 4 megavați, 4000 de kW am un plus în rețea și voi încă îmi luați bani? Dați-mi și mie banii mei! Banii mei, banii mei! banii tăi, da? Și banii mei încă n au venit, deci eu încă n-am încasat. Dar ei mă nu știu, s a putea să mă trezesc că vin să mă debrancheze, că nu am plătit eu niște facturi pe care ei nu le-au fă făcut cu lunile de zile. Da, da. Au venit de acum cu ele, dar pe mine încă nu m-au plătit ca prosumator. Au început să emită facturi, am văzut la două zile, ți emit câte o lună. Da. La două zile câte o lună. Da. Și mi-a venit și cu e-mail din ăla. În cazul în care nu și vă puteți plăti zi. facturile, vă rugăm să ne contactați pentru eșalonarea plăților. Băi, ești nebun, dar ia contactează tu pe mine cu eșalonarea plăților tale la mine. Că dacă eu nu plătesc, tu mă debranjezi, dacă tu nu mă plătești, eu ce fac? Noi prosumatorii ce facem? În momentul de față nu ai ce să facem. Nu există un, o pârghie, nu știu, să ți iei banii, înapoi banii tăi. Eu curent am băgat. Da. Ba curent deja de câțiva ani. Serviciul livrat. Dar dacă se liberalizează piața într-un scenariu, să zicem așa, corect și sănătos pentru toată lumea, ar trebui să ajungem și noi ca în Occident unde prețul să fluctueze în timpul zilei? Crezi că ar fi sănătos așa sau să rămânem pe un preț plafonat cum e acum fix? Să știm cu toții că indiferent la ce ora prin lumina sau bag mașina la încărcat sau spăl rufe, am același preț toată ziua. Peace of mind. Mă gândesc la scenariul ăsta, sincer, de vreo două, trei luni de zile. Dacă ai fotovoltaice și stocare, nu știu, idee. Așa. Dar dacă n-ai? Adică mă gândesc și la cei care nu-și permit neapărat să facă o Corect. investiție, adică muncitorul cu centrala electrică, știi? Da. Dar, pe de altă parte, apare acea educație de care povesteam. Și în loc să mai plătească 10.000 la factura de energie, poate și pune un boiler inteligent care îl setează cu priză inteligentă, adică să e minim de o să, să se încălzească ăsta la noapte, la 3. Când e ieftin curent. Când Când e ieftin curent. Că merge cerna vodă și nu consumă da. prea multă lume, să zicem. Exact. Iar dacă ai sisteme fotovoltaice, deja sunt softurile disponibile în care încarci acel grafic. Și am observat o chestie. Unul dintre scenariile pe Dynamic ESS, Dynamic SS este funcția asta în care se uită la prețul energiei și îți faci un scenariu, ce se face cu producția, ce se face cu bateria, ți, -o ia, ți -o încarcă din rețea, ți-o descarcă în rețea, încarcă bateria din fotovoltaic, nu livrează nimic, adică sunt foarte multe scenarii. Dar am văzut o chestie acolo și dacă e acolo înseamnă că pe undeva se întâmplă așa, în care te punea să bagi de unde să tragă prețul uh, zilei și care este procentul de adaos practicat de furnizorul de energie. Exact. Și unde m-a dus pe mine cu gândul? Băi, undeva, dacă băieții ăștia au făcut soft-ul așa, înseamnă că undeva s-a cerut. Da? Undeva prețul energiei se calculează la un PZU de exemplu plus 5% sau de fapt să negociezi cu furnizorul de energie doar a lui. Eu îți dau la prețul la plus 5%. Altul vine, eu îți dau la... PZU 4 pentru cei care nu sunt familiarizați este prețul pentru ziua următoare, e prețul de pe bursă. Corect. La Achiziție îți dau plus 5%, când învins tu minus 5%. Era, era și dat un exemplu de genul ăsta. Și nu că undeva se întâmplă treaba asta. Și foarte tare. Deci, avem momentul acesta echipamente, mini calculatoare din astea care rulează împreună cu echipamentul tău fotovoltaic și cu sistemele de baterii, care sunt în stare, dacă le legi la internet și le dai o sursă de informații legătură cu prețul să-ți gândească cel mai bun scenariu de producție, de stocare și de consum. Da. Astfel încât casa ta, fără ca tu să-ți bați capul, doar pe auto, îi dai pe auto să-ți optimizeze toate cheltuielile. Corect. Și acum mă întorc la ideea ta mai de mai, de, mai devreme. Dacă îmi pun acest Dynamic Energy Storage System, nu? Da. așa cum zice SSE-ul ăla, asta înseamnă că eu aș putea inclusiv să nu mai injectez la prânz, să bag în baterii, să zicem, dar să injectezi inclusiv din baterii, dacă e nevoie, dacă dintr-o dată e nevoie urgent de energie. Da. Și operatorul vine și spune, îți dau de 25 de ori prețul, dar dă-mi acum. Da. Și o dau drumul din baterie și un kW, dintr-o dată, valorează 25 de kW. Da. Business. E totul acolo. Adică, tehnologia există, ce vorbim nu e SF. Dar ar trebui să se întâmple așa? Încă o dată întreb, pentru da. că nu toată lumea înțelege toate detaliile astea tehnice. Da, normal. De ce ar trebui să mergem da. acolo? Noi așteptăm, adică spun că și operatorii de distribuție așteaptă să rezolve ei toate problemele. Păi dați-le da și oamenilor să-ți pune omul să-ți mai rezolve și el. Cum? Cu bani, că normal. Ajutați-ne și pe noi să echilibrăm rețeaua. De ce aș face? Păi știi că așa, de dragul vecinilor. Fugi mă de aici. Băi, ajută-mă să echilibrezi rețeaua, că uite, tu da. așa poți să câștigi 100 de euro pe lună. Da. Nu faci nimic. Da. Doar să ai instalația asta, îmi dai acces sau uite, trage tu informații din da. baza mea de date și ajută-mă unde e cazul. Da, normal. Da. N-ai face? Eu încă aștept să-mi scot investiția din fotovoltaicele pe care le-am pus împreună acasă. Care? <gără> Ale de pe foișor. Știi că am venit și am cumpărat fotovoltaice și am zis că schimb fotovoltaicele și mă gândeam că eu îmi scot banii din producție. Și așa să vină banii de la A. furnizor. Păi da. da și consumat în același timp. Păi da, dar tot am surplusul ăla de 3-4 MW. Da, l pe la surplusul, dar ai făcut o socoteală la cât ai... ai mi-a scos bani de de mult. Ah. Mi-a scos banii doar din faptul că nu mai bag benzină. P internetul de mine că eu merg cu bricheta electrică, că, sunt, că nu merg pe diesel. Dar răd și eu acum înapoi de ei că după 5 ani eu am economisit vreo 10.000 de euro doar la carburant. Minim ca să nu mai pun alte socoteli. Deci de 10.000 de euro câte fotovoltaice mai pun acum? Încă vreo 30.000? De, 30 de kW? Dacă e, îmi pun mintea? Nu chiar. Exagerez, da. Nu. Le măcar... de pe temu? Cum? Le de pe temă. pe temu, da. Nu, am, 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 văzut și o prețurile. Le de pe temu. Da, exagerez. Da, un, între 15 și 20. Păi cam așa, eu am 25 instalate acasă. Da. Când le-am pus eu toată investiția, am calculat, m-a scos 25 de mii. Eu am plătit la 1 euro, am ajuns, când am început în 2007 și pe toate investițiile m-au costat la vreo 25 de Am scos 10.000 din economia la mașină și diferența și de unde am luat nu? Până să devin prosumator, că nu reușeam să devin prosumator, am minat bitcoin. Păi, Cine deci a făcut 0,8 deci, BTC? Deci ai generat autoconsum. Autoconsum. Da. Despre asta este vorba. Mi-am scos auto, investiția? Auto când îți scoate banii? Uite că eu mi-am scos. Și acum, da. dacă eu am pus în 2017, când îmi expiră mie fotovoltaicele? 2030 și... Deci de aici încolo sunt pe profit. E de aici încolo, că și am trecut ce că ți-ai scos banii. Da, știu, da, zic și eu așa pentru... Uh, da, normal. Dar și trebuie să fie. Știi care e toată treaba? I want să mai fac altcineva no, mining. Pur și simplu, dacă mergi cu mașina electrică, scoți banii. Nu mai trebuie da. să te apuci să... Nu mai e rentabil oricum mining-ul. Trebuie da. și echipamente foarte scumpe. A, era la modă atunci. Nu era la modă. Era, era înainte de... Eu am prins două halving-uri. Ieșeau da. era... bine. Da un business la modă. Am un pont pentru tine. Am listat pe GB.ro cele mai mici, dar potente încărcătoare cu USB-C, compatibile cu orice telefon sau tabletă. Sunt extrem de ușoare și compacte pentru că folosesc tehnologia GAN și vin în cel puțin 4 variante, de la 20, 30 de vați și chiar 45 de w cu două porturi. Iar pentru mașină l-am ales pe cel mai puternic, la numai 130 de vați ca să poți să-ți încarci și laptopul, dar și două telefoane în același timp. Caută-l pe gb.ro pe cel care ți se potrivește sau alege unul din pachetele cu reducere împreună cu cablurile noastre este deja cunoscute și rapide de la LinQ. Deci investiția în fotovoltaice, în condițiile astea de preț, dacă trăiești cu o mașină electrică și renunți la gaze, investiția se scoate și poți să devii chiar profitabil. Mm -hmm. Și mie asta mi se pare cel mai tare hack din istorie. E cred că e pentru prima oară în istoria umanității când poți să ai toate chestiile astea de confort și să faci și bani din chestia asta. Economie. Nu doar economie, poți să și profit. Bine. Când o să-mi dea mie banii. Nu să dați Pe PCU. Da. pe PCU, dați-mi banii. Facem banii mei, banii mei. Facem un podcast, un video atunci. Am luat banii. Băi, eu încă aștept să intre cu. Da. Să văd cu verde acolo în cont, pe contul personal. Știi că nici măcar nu se impozitează teoretic bine, la cât de puțin ne dau. Nu plătesc suficient impozit. Ideea este în felul următor. Orice investiție dintr-o casă da? pe care o faci, nu te aștepți să o recuperezi. Ba da, românul vrea chestia asta. Păi și la televizor? La televizor nu. La gaz? Adevărul e că dacă, dacă ți-a luat un televizor mișto, se vede mai bine Masterchef. La mobil? Hmm? E, adică e de la un anumit punct în sus, când îți faci o casă, că adică treci de minimul la necesar, mă, păi mi-a luat patul patul ăsta, că trebuie să dorm în ceva. Da. Dar dacă ți iei patul la ori 3, deja ai depășit partea de dormit. Te duci în alte da. sfere, nu? Aș mai apăsa un pic aici. E un pic și un pic de ipocrizie pe partea cealaltă. Oamenii care își iau mașini diesel sau aragaze pe gaz, când își scot banii pe ele? Corect. Cu toții ne așteptăm ca chestia asta nouă să-și scoată banii repede sau să-și scoată oricum. Dar chestiile pe care le folosim deja și care devin din ce în ce mai costisitoare, mai stricăcioase, mai păguboase. Nimeni nu le mai stă să le numere, să le calculeze pe alea. Dar vin să le spună tot prosumatorilor că ei sunt problema. Că noi am fi problema, că există prosumator bun și prosumator răi. Mm -hmm. Nu știu cum arată prosumatorul la rău, că nu l-am văzut. Oi fi eu. Că bag prea mult? Păi cred că tu, că bagi, bagi prea mult. Eu bag prea mult. Da. Și a da. de luat bani. Așa, am de luat bani? Banii mei? Banii tăi. <laughs> Alo, ppc <-ul. laughs> Bani mei! <laughs> Eu nu glumesc, eu chiar îmi vreau banii. Am nevoie, că sunt în șantier. Mai trebuie niște bani acolo la Vopsia, am, pe... am dat la bani pe Vopsea. Hai de... Mi a cerut arhitectul Vopsea de care? Aia cu mentă. S-a da. dus toată economia pe parchet. Da. Tot ce ai pro... produs tu din fotovoltaic, s-a dus deci, pe mentă. Tot ce am pus noi fotovoltaice și baterii ce punem acolo la Casa veche, Casa Bucnici 2, pălește prin comparație cu prețul la parchet. E mai scump metru pătrat de, de parchet decât metru pătrat de panuri? Negociat este la 60 de euro plus TVA, fără adeziv și fără manopera. Da, Parchet e mai scump decât panul fotovoltaic. Dar am văzut că și gardul. Băi, nene, nu. Aia, aia cu gardul este jenantă. Voi ați auzit de. Trebuie să vă mai dau să ne distrăm un pic. Vă ați auzit de Solar Fencing. Pentru că eu am auzit de solar fencing acum vreun an, cred că tu mi-ai zis, mi-ai trimis niște da, poze. Da. Și ai zis, bă, nu se -a poate. De oamenii. Am de oameni. Am râs de oameni, am zis, bă, lasă-mă, mă, prostie. Da. Bă, se pare că nu e chiar așa prostie, că dacă au făcut o, dacă o fac și nemții și francezii, au început să facă și românii. Da. Dacă vedeți oameni care și-au pus panouri fotovoltaice în loc de gard, ăia nu-s de buni. Și nu sunt fierți pe sustenabilitate. S-ar putea să fi făcut un calcul și să afle că e mai ieftin un panou fotovoltaic decât un panou de gard de la Hornbach. Da. <gânt> nu pot să cred asta. Dar spui până la urmă? Îmi pun, da. Rădem de tine. Băi, de ce? râs, dar tu, tre tu trebuie, să mi le pui. Că am înțeles la că le pun eu. Nicio problemă, stau da. la rând, stau, acum trebuie să te dau de gol, stau de jumătate de ani la rând. Faptul că noi suntem prieteni, asta nu înseamnă că eu n-am stat la rând la Darcom. Da, toată mă întreabă, cu știi tu pe cineva să pună fotovoltaice și zic că îți dau, dar comodă, Dar sună și tu că și eu stau. Da. Așa se face cu prietenii, nu? Îi pui să aștepte. Da. pui să aștepte. Prietenii de obicei vor super ieftin, așa e, nu? Păi A, da, nu? De ce să trăiască prietenul tău cu business? Să duci și să-ți dea toate reducerile din lume, nu? Că de ești, prieten. Păi și eu s-am vândut Ți-am uh, ți dat ieftin. Da, știu. <laughs> Și eu ți-e la fel. Uite, <gântu> <gântu -i> tu ai scos profit din colaborarea cu mine. Hai zic, pentru cei care stau pe margine și încă nu vor să bage bani în publicitatea aici la ce ce. Păi, nu am. Uh, Se control. merită? Se merită, da. Se merită, Dar nu am contorizat. Așa. E pusă la branding acolo. Ok. Nu am contorizat, sincer. Că e foarte greu să contorizezi. Așa ceva, da. Da? Dar a crescut cu crescut, da. Adică să bagă românii fotovoltaici. A crescut, da, da, am și muncit. A crescut, da, și mult. Ai și mult. Da, am și mult. Nu, acum, serios, uh, sunt mândru de felul în care crește firma și faptul că, uh, acum, nu că ești tu aici, dar e la vedere și l-am mai spus oamenilor. Da. Să vină să spună la comentarii cum au lucrat cu cei pe care i-am mai promovat. Și am mai promovat și alte companii. Am promovat, spre exemplu, pe cei de la Coffee House care fac și site-uri bune și -a zis, dacă ați lucrat cu ei, veniți să spuneți. Apropo, am era să uit. Uite, pe ăsta, e de la Tudor Taylor. Mai am un sponsor. Com, Tudor Taylor. Mergem, mergem Merg, da. da. Am tricot de la Tudor Taylor, dintr-o lăniță foarte, foarte faină. A să mă duc să merg și unul. Nu e ieftin, dar e de calitate. M-a sponsorizat. Ca la noi. Exact. Fac niște consume foarte faine. M-au măsurat. E un domn acolo care... Tudor? Nu. E un, domn, e un, domn, în vârstă foarte fain acolo. Dar toată echipa e foarte faină la Tudor Taylor. Uh, și tot așa, că, cum pățesc cu tine. Mă duc un sfert de oră și după o oră încă mai vorbim. Da. Așa. Ne apropiem de final. Am mai tras un pic uh, uh, de timp, dar uh, nu aș mai insista foarte tare. Am uitat să te întreb de prețurile la baterii, dar și ele sunt în scădere. Noi înregistrăm acum în septembrie 2024, și prețurile la baterii sunt mai mici ca niciodată, și nu o să mai fie valabile prețurile pe care vi le spune la fotovoltaice și la baterii peste o lună, două sau trei. Da, e irelevant să vorbim aici prețuri, nu știu, fixe. Pentru că lucrurile se schimbă de la lună la lună, omul poate să uită de acest podcast peste șase luni. Principiul e simplu, adică concluzia este simplă. Trebuie să devenim cât de mult putem autonomi. Și atunci trebuie să instalăm sisteme fotovoltaice cu cap. Să vedem care sunt consumurile noastre, să le măsurăm eventual. Adică noi am început unde avem anumite incertitudini, trimitem echipa și instalează un echipament de monitorizare. Și stăm o, o săptămână în monitorizare cu locația respectivă, tocmai ca să propui clientului un sistem adecvat lui, uh -huh. cu o stocare adecvată, cu o capacitate de producție adecvată. Și trebuie să ne gândim că această problemă cu rețeau o va dura ani de zile de aici încolo. Ani de zile. Adică ei se apucă să facă, dar nu știi când se apucă la tine pe stradă. Și nu știi când se termină războaiele astea pentru că și orientul mijlociu este pe un butoi de pulbere și pe, de la Rusia e clar că nu mai putem să luăm atât de ușor petrol sau gaze că alimentăm tot felul de ambiții de nebuni. Da. Plătim războaiele cu gaze. E da Normal că cineva trebuie să le plătească, nu? Da, și atunci e mai bine să ne facem energia și chestia asta ne, ne poate aduce mai multă libertate, dar și mai multă stabilitate, mai multă predictibilitate. ce poți să-ți mai produci? Energie și roșii poți să-ți mai faci singur, nu? Și legume. Am, am seara, da? fac. am seară da. acolo îmi da. fac. E, da, te-ai gândit vreodată cât te costă roșiile alea să le faci? Mult. Mult mai mult decât dacă le iau de la piață, dar măcar le știu că sunt bune. Mm, N-au azot așa ai văzut? mult în ele. Ai văzut? Chimicale, pesticide. e vorba și aici. Băi, e, e lucru meu. dar nu e trist. Nu e trist că nu putem să ne bazăm pe chestii de uh, cea mai bună calitate care să vină din piață. Din piața de energie, din piața de legume și fructe. E greu să găsești ceva de calitate în piață? Da, este trist ce... că beneficiem de lucrul ăsta, dar ne și place ieftin. Și asta e problema, de fapt. Da. Pentru că competiția la preț întotdeauna omoară calitatea. Normal. Unde te duci prima dată? Unde te duci prima dată când omul vrea ieftin? În calitate, direct. Și după aceea încep să tai viraje, Hai că adică mai trebuiau două lucruri puse aici, dar nu le mai punem. Ceea ce se întâmplă prin noi vedem lucrări. Hai zim. N-am vrut să iei așa, dar nu, nu scap. Zim ce, ce prostii vedeți, pentru că una dintre chestiile care vi se reproșează, să zicem așa, nu mă da, dar cum o sunt scumpi? Prin comparație cu da, știu, alții. Știu că ăsta este reproșul nostru și nu am o problemă cu acest reproș, atâta timp cât suntem scumpi, pentru că respectăm tot ce este de respectat și ne dăm silința ca finalul acelui proiect să fie plus valoare pentru beneficiar și uh, dacă scump e scump, stai să vezi cât e, te costă ieftin. Când după 2 ani de zile, poate, dau un exemplu. Uh, trebuie să refaci instalația, trebuie să refaci protecțiile, uh, n-au fost bine prinse panourile, nu ai folosit o structură adecvată, n-ai uh, gheaburile corecte sau cablurile corecte și îți apar probleme. Și toți oamenii se uită și văd, da, mie merge bine sistemul. Văd, dar unde știi că merge bine? Ai un termen de comparație? Că noi avem. Tu, de exemplu, dacă mă suni și îmi spui, Cornel, mie sistemul la Corbeanca nu îmi produce cum trebuie. Uh -huh. Nu știu, nu merge bine. Tu zici, nu merge bine. Eu, în același timp, intru pe patru sisteme din Corbeanca și văd dacă, într-adevăr, sistemul tău nu funcționează la capacitate, sau la Corbean, că este nu știu, e atmosfera încărcată. E uh -huh. că adică am termenul de comparație. Pe lângă uh, acele verificări tehnice pe care le poți face și avem uh, aparate de măsură cu care efectiv îți montez un tablou, un, da. un panou mostră lângă panourile tale, după aceea conectez un aparat și mie îmi spune, A, ar trebui să produci 2 kW și panourile tale produc unul. Ok, e o problemă. Da? Adică nu, Nu, știu prea multe companii care poate să, pot să spună că la orice oră sunt și cineva ți intră pe sistem de la distanță și îți poate face inclusiv depanare. Am avut și situații de genul ăsta în care s-a dat restart sau s-a făcut un update de formă la un invertor sau ceva de felul ăsta. Asta e o chestie pe care când plătești calitate ai acces la așa ceva. Da, asta nu am făcut-o doar pentru tine. Păi nu, știu că e asta standard este la este standard la toți clienții. Avem departament de service și mentenanță care cu asta se ocupă și am și filmat chestia asta și într-adevăr funcționează. Adică am văzut lucrul ăsta că funcționează. Plus că dacă mă uit pe grafice în spate, în ultimii ani, de când am făcut noi, din 2017 în coace, am graficele neîntrerupte. Da. pe de ce să le întrerupte? Cât costă chestia asta, știi? Asta e întrebarea pe care da. să ne punem cu toții. Cât te costă să ți se întrerupă? Toți clienții trebuie să înțeleagă că atunci când promiți un serviciu și o mentenanță, de fapt, le este un cost de care trebuie să ținem cont. Ok, toate lucrurile se fac conform, se fac calitativ, da? Dar eu tot am o echipă care stă și se uită la tine pe sistem. Și la resetate alarme și dacă se întâmplă ceva trebuie să intre, pentru că serviciul și mentenanța aia declarată în contract și scrisă acolo nu e la mișto. Dacă ești suficient de mare, pentru că dacă ești doar o firmă în asta de apartament care a vândut niște, un sistem ieftin, fără monitorizare, când se strică sună și numărul nu mai e alocat. Știi câți știi, știi cât clienți avem acum care vin și zic că au montat în 2022 cu o firmă și au pus adică produsele puse acolo sunt de calitate. Nu zic că sunt produse proaste. Și totuși nu funcționează și nu sunt făcute corect. Vezi că se leagă cu ce am mai auzit de la Lindab. E aceeași poveste care ne-au spus și ei, zice noi nu avem o problemă să explicăm că e bună tabla. Noi avem o problemă la garanție cu manopera. Da, manopera, da. Când suntem chemați la garanție, suntem chemați la manopera și noi nu facem manopera. Și de ficat, da, eu trebuie să mă duc că sunt producătorul și oamenii reclamă că e tabla proastă. Și 99,9% din cazuri nu a fost de vină tabla, S -s -s. au fost șuruburile, câte șuruburi, cum a fost pusă, toată treaba asta. A, știu el să o facă mai bine. A avut un băiat. A avut un băiat. Și atunci, din câte înțeleg eu, la cât de mult s-a ieftinit toate chestiile astea, a ajuns manopera cea mai scumpă piesă? Mm. Nu este neapărat cea mai scumpă piesă, dar este punând o așa, făcând pizza, știi, cu... Nu mai e mică acolo. Se vede manopera ce este, care e cea mai scumpă parte din manoperă? Pentru că, din câte înțeleg, e greu să găsești oameni care să urce pe casă. E greu și să găsești oameni care să urce pe casă, e greu și să găsești tehnicieni buni care să ți lucreze camerele tehnice. Pentru că, exact așa cum povesteam și mai devreme, instalațiile se complică, adică nu mai e o instalație simplă, on-grid, ia 12 panouri, un invertor, un cablu, un tablou electric general, o protecție și atât. Vrei stocare, vrei scenarii, și atunci cineva trebuie să-ți lucreze camera aia tehnică. Și este lipsă de specialiști pe partea asta. Angajați? Angajăm și trenim, Avem și centru de training. Pentru, pentru echipele voastre, dar și pentru terți. Și există. și, da. Exact. Și și. Adică, păi nu ținem doar pentru noi ce învățăm. Mm -hmm. Nu, vrei să... Într-adevăr, vrei să faci uh, job-ul ăsta, business-ul ăsta, da deci noi avem atâta experiență în piață și putem să te învățăm și pe tine. da Asta mi-a plăcut la voi, pentru că uh, tu mi-ai spus chestia asta, că nu aveți capacitatea să luați uh, toți consumatorii casnici noi. care ar veni și atunci lucrați cu tot felul de colaboratori și de alte echipe, dar care pot să treacă prin training la voi. Da, dar ideea este nu că instalăm noi contractele pe care le luăm prin terți E că cicli toți clienții din țară nu au cum să iau, iau, eu sau altă firmă. Nu. sau nu Cu doar există. îi trimiți la alte companii. Da, pur și simplu zic, de unde ești? De la Cluj. Te duci și lucrezi. Uite, sună l pe Xulescu, te rezolvă. Și îmi doresc să pot să recomand firme la nivel național încât acel client să nu fie nemulțumit de ele. Cum ar fi să facem un catalog de firme care pot fi recomandate de genul ăsta? Da, adică eu mi-aș dori să am să pot să recomand la nivel național firme da? Și clientul să nu fie nemulțumit. Adică știi că e greu să faci o recomandare. Da. Că dar mă gândesc să fac pe casă un catalog de genul ăsta. Adică pe tipuri de așa și cu review reale de la clienți. Cum ar fi? Da, e tare. Hai să încercăm. Mă gândesc. Da. Cum lucrează, dar cum am văzut. Avem o grămadă de clipuri. Acum sunt la vedere. N-au cum să mascheze? Da, și sunt foarte multe instalații. Și ok, când închizi sute de proiecte pe an... Dacă nu standardizezi foarte mult și încerci tu în fiecare. De fapt, ce se întâmplă? Intervin acele mici artificii în șantiere pentru economii financiare. Uh -huh. Da? Dar asta nu că face angajatul sau instala montatorul. Face șeful. Da? Și șeful îi zice, lasă-mă, nu mai pune. Cum i-am văzut pe cei care lucrează la ele. linia de tramvai de pe Barbu Văcărescu, care suflă mizeria ca să toarne betonul și suflă mizeria de sub linie. Unde? Pe stradă. Pe stradă. Un șef s-a gândit că trebuie curățat ca să toarne betonul, dar nu-i treaba lui ce se întâmplă după aia cu mizeria, praful și frunzele alea. Da. Un șef. Există undeva un șef. Da. Bine. Mai multă responsabilitate și dacă e la vedere, poate că cu noi, noi toți să fim un pic mai pretențioși în legătură cu calitatea, dar să și plătim calitatea da, aia. Da, da, exact. Pentru că am văzut poze și filmări și m-aș bucura că odată, cum am făcut la rentăcar, când am vorbit cu Emil Voica, să ar și arătăm niște instalări din alea nasoale, că din câte am văzut eu din poze de, de pe la voi, reparați după niște echipe care lasă în urmă chestii care, ar, ar, dacă n-ar fi de râs, sunt sigur de plâns. Eu cred că cele mai multe sunt de plâns, de fapt. Adică mie nu-mi place să râd de așa ceva, pentru că omul ăla, adică beneficiarul final, băi, a plătit niște chestii. Nu Dar el ei. nu știa ce trebuie să-i se livreze. Și mai vine acum și Casa Verde, și trebuie să puse, trebuie să puse și baterii. Da. Și pe programul ăsta cu 30 de mii plus încă 3.000 de lei de la persoane de 33.000 de mii de lei se vor face multe sisteme prin țara asta, de la multe da. firme. Și nu știu cum vor fi instalate bateriile alea. Mie mi-e frică că litiu... Da, sperăm să nu se aducă prea multe prostii. Crezi că ar ajuta ca înainte de punerea în a unui sistem de felul ăsta să, tre să, trebuiască făcut o vizită și o verificare efectiv uh, la fiecare proiect de la rețele? Pentru că în momentul ăsta nu trebuie să depui decât un dosar. Dacă au oameni specialiști, da. Dacă nu, nu are niciun rost. Adică vine și constată ce, dacă nu știe. Pe ar să aibă. Că la de la gaze vine și mai face verificări. Dacă ai vine, dă cu pensula dacă sunt... Nu? a nu se verifică se fac da. la gaze. Că da. okay, e periculos că poate să facă boom. Da. Dacă începem să punem baterii peste tot prin programul ăsta și nu sunt instalate corect, e, există risc? Dacă sunt produse de proastă calitate, da. În principiu, ca în toate produsele de sănătoase, se așa, de la un nivel de calitate în sus, sau protecții pe ele. Ca la mașină, dacă e ceva risc, de ceva, se oprește tot. Așa și la baterii. Adică nu... Poți să mergi pe tehnologie LIFEPO, deci fier fosfat, care, ok, aia doar se umflă, nu ia foc, nu arde ca litiu Dar dacă ți baterii litiu-ion pe casa verde și nu sunt instalate corect, există un risc? Da, există un risc și la un sistem fără baterii, pe, dacă nu instalezi corect, există risc. Puțin lume știe că cablurile alea care vin de la fotovoltaice au pe 800 de volți. Cură uh în -huh. Curent continuu. Curent continuu, da. Asta înseamnă degajare în căldură pe cablurile alea de cupru. Cablurile alea sunt calde. Da. Deci riscuri, atât timp când nu faci lucrurile cum trebuie, riscuri există în orice. Și la gaz, și la apă, și la, la orice. Bine. știu că mai și altă treabă. Ne-am întins. De uh -huh. sper că a fost folositor pentru cei care s-au uitat. Da, și eu sper. M-aș mai întinde. Și te-aș mai chema. Data viitoare poate vii cu pozele alea ce te-am rugat. Din instalări. Hai că pot facem unul și așa. Bine. Dacă vrei să vezi mai multe din lucrurile pe care le-am făcut împreună, poți să cauți pe Case Bune. Acolo am postat mult mai multe clipuri despre uh, sistemele pe care le-am făcut uh, împreună. Suntem deja la al treilea proiect important, pentru mine cel puțin, mic A. pentru tine. Da. Dar uh, am lucrat la Casa și am lucrat uh, la Cavaleria Hub, acum lucrăm la Casa Bucnici 2 și. Eu pot să recomand, așa cum am zis și în clipul ăla, nu că suntem noi parteneri, dar și prieteni, ci pur și simplu pentru că funcționează. Adică se vede, nu? Da, mulțumim. Dacă se vede, merită. Și pot să-i recomand în continuare, dar din nou, nu este doar despre business-ul tău, este despre faptul că cu fiecare dintre noi cred că merităm să avem acces la uh, servicii și utilități de calitate. Iar eu pe termen lung îmi pun speranța că toate investițiile astea nu doar să se amortizeze, ci să apucăm ziua în timpul vieților noastre când prețul energiei se tinde spre zero. Într-un motiv foarte simplu. La sursă, soarele nu trimite factura. Da, corect. Câte vreme sursa de energie este cost zero, tot ce plătim noi, de fapt, pe tot traseul sunt lipse de eficiență, e entropie, e pierdere. Putem fi de acord? Să zicem că da. Sunt servicii, evident, da. confortul de a avea și noaptea, dar energia, în esență, este gratuită. La originea e energia, că este val, că este vânt, că este un minereu din pământ. Noi, lucrurile pentru care plătim este preluarea acelei energii de unde ea ne-a fost oferită de natură, într-un fel sau altul, și să-ți o aducă ție acolo unde ai tu nevoie. Pentru asta plătim. Cu cât o facem mai bine, costul ar trebui să tindă spre zero. Corect și cu această speranță și cu acest optimism pe care apucăm, sperăm să să-l vedem câtă vreme o să mai fim noi în viață pe pământul ăsta, v-aș lăsa așa. Încercați așadar să fiți mai atenți la utilitățile la care aveți acces, măsurați și cereți-vă drepturile. Cereți contractul la băgați-l pe CGPT și spuneți întrebați contractul ce drepturi am și cum pot să reclam problema asta. Pentru că am făcut și chestia asta, spre exemplu, nu doar la apă și nu, nu sunt eu procesoman sau belicos, dar îmi place că atunci când plătesc să fiu servit corect, așa cum ar trebui să facem fiecare dintre noi, că de aici e democrație, nu suntem în dictatură. Încă o dată vreau să mulțumesc lui Cornel, vreau să le spune mulțumesc tuturor celor care s-au uitat și vreau să le mulțumesc mai ales membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Ei sunt uh, un sponsor mai important chiar, aș putea spune, sau cel puțin la fel de important, dar trebuie să le mulțumim și celor care sunt sponsori noștri, aveți link-uri pentru ei în descriere, pentru că suntem pe internet și trebuie să ne autofinanțăm și o facem împreună uh, cu voi, dar și cu sponsorii. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!